fiul meu Răzvan s-a îndrăgostit de creatura Momo. Doctor Barba a făcut un experiment eșuat, iar Răzvan a luat o razna și ar face orice ca să fie împreună cu Momo. Rămâi până la final ca să afli dacă am reușit să-l aducem la normal sau nu. Pe zi ce trece, băieți și fete, mă tot gândesc dacă ar fi o idee bună să-mi dau demisia. Adică uitați-vă și voi, fraților, afară este tuneric beznă pentru că este ora 3 dimineața, iar eu acum 5 minute dormeam liniștit, n-aveam nicio treabă și doctor Barbă m-a sunat să vin urgent la laborator pentru că are o treabă pentru mine. Deci eu și Magdalena ne-am panicat rău de tot, nu știam ce sună în toată casa, adică nu ne-am așteptat să primim un telefon la ora 3 dimineața. Dar uitați-vă că doctor Barbă nu-și dă seama că eu am un program de la 8 până la 4, da? Nu, el crede că poate să mă sune la orice oră, când vrea el. Bună seara, doctor Barbă, bună seara. Ce să zic, da, sunt bine, da, 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 nu mă doare capul. În primul rând, ce? Îmi pare rău că te-am trezit. Foarte frumos, doctor Barbă, dar îmi spune și mie de ce m-ați trezit, de ce a trebuit să vin la laborator la ora asta, dar am dat o comandă pe dark web de un ou. Ce, un ou care conține o creatură sau ce? Trebuie să te duci tu să-l ridici. Doamne iartă-mă, de ce nu vă duceți dumneavoastră? Cum adică să mă duc la un ou pe dark? Nu contează, nu e treaba ta. Păi cam e că trebuie să mă duc să-l ridic. Fii atent, Doamne iartă-mă. Îți dau banii ăștia, $10,000. Mamă! Atâta costă ou ăsta, dar ce se află în el? Te duci la magazinul de înghețată de lângă pădure. Ok, știu unde e asta, ok. Așa. Și cauți oul prin toalete pe acolo. Că o să te vezi cu ăia. Doamne, iartă-mă, merg mamă asta pe bune cum se livrează pachetele pe dark web. Și le dai banii și iei oul, să ai grijă. Doamne, iartă-mă, păi și doctor, dar ce-i nou ăsta? Merit și o să știu ce se află nou ăsta. Nu contează. Ok, păi haideți că mă duc, nu e treaba ta, am înțeles. Doamne, iartă-mă. Mamă, frate, uitați puțin să-mi dau două palme, să fiu sigur că nu sunt într-un coșmar. Mamă, men, deci mă duc să ridic o comandă de pe dark web. În cazul în care nu știți și în cazul în care vi se pare suspect că mă duc așa să ridic comandă de pe dark web, fraților, ei bine, să știți că facem așa și o lecție de cultură generală. Pe dark web, când comanzi ceva, da, când infractorii comandă ceva de pe dark web, au inventat un sistem de ăsta în care tu trebuie să plătești, dar nu așa, ar trebui să plătești probabil prin criptomonede sau ceva de genul, și ei zic o locație random, gen zic o bancă dintr-un parc unde ți-e ție pachetul, știi? Gen, cu chestiile pe care le-ai comandat în cazul de față un nou. Și acum trebuie să mă duc în ceva toaletă să caut, să văd dacă găsesc un nou. Doamne iartă-mă, sper ca băieții de pe dark web să fie, cum îi spune, să fie prietenoși, da? Să nu înceapă să anunce cură în mine sau, Doamne iartă-mă, cine știe ce vor să-mi facă. Sper să fie prietenoși și să nu existe probleme, dar nu cred. Adică nu cred că doctor Barbă, de fapt, voiam să zic că nu cred că doctor Barbă m-ar băga într-o situație nașpa, dar na, n-ai la ce să te aștepți de la el. E cam dus așa puțin cu creierașul. Ok, deci magazinul de înghețată este aici, a? Și toaletele de la magazinul de înghețată sunt mai în față, știi unde zice doctor Barbă. Ok, uite și pe ăștia, lasă asta aici. Deci toaletele, fraților, sunt aici. Deci în una din toaletele astea trebuie să fie pachetul de pe dark web. Ok. E clar că în toaleta asta nu e. Așa. Oh my god! Oh my god, băi și fete. Se pare că aici e. Mamă, men, ok. Deci am găsit asta. Ia să vedem dacă e ceva și în toaleta asta, în caz de orice. Nu e. Bun, și acum, nu știu, ar trebui să-i găsesc pe băieții ăștia cărora să le dau banii sau cum o să facem mai exact. Doamne, iartă-mă. Sunt pașnic, sunt pașnic. Stai pe loc, vino. Vino aici. Ok, domnule, să știi că sunt pașnic. Eu am venit să iau coletul de la doctor Barbă. Vino. Ok. Spune ce trebuie să... Deci tu ești cu doctor Barbă. Da, că am venit să iau oul. Da, oul de $10,000. Da. Ai venit să iei oul, da, l-am luat. Mi s-a dat instrucțiuni că este într-o baie. M-am dus și i-am luat. Din baia din mijloc, da. Ai mare grijă de el, ok? Ok, păi uitați aici banii, uitați aici ăștia
20.000, ăsta, 10.000 de dolari. Nu, nu-mi dai mie. Păi cum? Că mi-a zis doctorarul că trebuie să mă trezesc cu voi și să vă dau banii. Trebuie să te duci lângă secția de poliție și acolo te întâlnești cu altcineva să-i dai banii. Ok, am înțeles. Da, da, deci să știți că e totul bine și eu sunt cu doctorul Barba, nu ce să vă fur combinația sau ceva. Dar ce? Doamne, iartă-mă, puteți să lăsați pistolul la jos? O să ai nevoie de ceva. De ce o să am nevoie? Gen, o să am nevoie de ceva ca să mă văd cu omul ăla? De o parolă. Ok, și care-i parola mai exact? Parola pe care să-i zic lui ăla? Parola care este spaghete. Deci să-i zic lui ăla din parc căruia îi dau banii. Ok, bun, și pot să plec acum? Pot să plec? Nu, cum adică nu? Stai, mam. Puteți să lăsați pistolul la jos, adică nu știu, adică este o conversație, deci tu sigur ești cu doctor Barba, da? Da, stați niște, da, adică este o conversație normală, nu trebuie să intrăm în altele cu pistoale, cu astea. Nu ați niciun pistol? Ok, nu v-am dat o propunere, dumneavoastră puteți să o refuzați. Dovedește că ești cu doctor Barba. Este un... Deci, doctor Barbă, de fapt, n-are barbă. Asta este o chestie la el. El, de fapt, n-are barbă. Se îmbracă ca un savan nebun, pentru că asta e. E bătrân, are ochelari, eu sunt asistentul lui. Are el laboratorul aici. Adică, na, există foarte multe de-astea. Ok, ai trecut testul. Acum, poți să plec? Vă rog, poți să plec? Vă rog. Deci, reținu parola, da? Da, spaghete-i parola. E tot ok, da? Bun, la revedere, pa, pa. Doamne, iartă-mă, băi și fete. Bun, deci trebuie să mă duc. Mamă, dar voi vedeți ce mijloace de... cum îi spune? Ce mijloace de securitate au ăștia. Ok, deci acum trebuie să mă duc în parc, să-i zic lui ăla parola spaghete. La probabil o să zică parola, cum e în filme. Și o să-i zică spaghete. Te rog, lasă-mă să... Îți dau bani, lasă-mă să-ți dau 50.000 de dolari și să mă duc acasă la copiii mei să mă culc. Soabde, iartă-mă. Bun. Hai să vedem care-i treaba. Să fim atenți. Bun, de ce aici ar trebui să fie ăla? Stați să... Parchez mașina aici, mamă. Mamă, uitați-l acolo. Și ăsta are pistolul în mână, arată fix ca celălalt, mamă. Bună seara! Stai pe loc, stau. Nu e nicio problemă. Parola, acum, spaghete. Spaghete-i parola, spaghete. Spaghete-i parola. Ok, da, deci am venit să vă dau cei 10.000 de dolari pentru că am luat oul în numele doctorului Barbă. Nu stai. Ce s-a întâmplat? Ai fost urmărit? Nu. În niciun caz, stai niștit. În niciun caz, stai niștit. Ultima dată m-am văzut cu colegul tău. Doar atâta. Dar el știe că suntem aici. Stai liniștit. Poți să lași. Când a fost ultima dată să tragi cu arma? Nu prea obișnuiesc să fac chestia asta. De asta se ocupă colegul meu, doctor Barba. Adică nu... Chiar nu știu. Adică eu nu sunt genul. Dacă aș putea doar să vă dau banii și să plec, ar fi foarte bine. Doctorul este un om de încredere. Da, foarte de încredere. Uitați aici banii. Uitați aici cei 10.000 de dolari. Uitați-vă, da? Deci, stai! Stau! Uitați aici, ce zici, mi-e că mai am două întrebări. Ok. Puteți să ziceți, eu n-am nicio problemă. Doamne, iartă-mă. Cum a făcut doctor Barba acești bani? Să zicem că pe aceleași mijloace prin care faceți și voi bani, adică ilegale! Desigur. Nu este cel mai... adică, având de vedere că cumpără genul ăsta de chestii. Bă, auziți? Tu faci bani ilegal cu el? Nu... Nu, în niciun caz. Auziți? Am o întrebare. Ce se află în ou ăsta? Că doctor Barba nu vrea să-mi zică. Vă rog eu. Alo, nu e treaba ta. Bă, dar nimeni nu vrea să-mi zică. Bine, păi pot să plec? Că după se ghijurează doctor Barba. Hai, mișcă, bun. Hai că am plecat. Doamne, iartă-mă, băi și fete. Unul mai ciudat ca altul, băi. N-am mai văzut așa ceva. Să-mi risc o viața pentru cutia asta de carton în care se află un ou. Ok. Păi haideți să faceți că o să mă duc să... Să dau ăsta la doctor Barbă și după să mă duc înapoi la familia mea. La copiii mei, care ei cred că eu de fapt acum dorm, dar eu de fapt mă duc să fac
combinații și toate astea cu... Cum îi spune? Cu oamenii de pe dark web să cumpără ouă, să nu știu ce. Dar oare ce se află în ouă ăsta? Oare ce ouă e? Că e și destul de greu. Eu nu cred că e un ou de găină, nici măcar nu cred că e un ou de la, cum îi zice Bobei și fete, la ouă ăla mare, ou de struț. Știți? Ăla, ou ăla super gigantic. Nici măcar de asta nu cred că e. Cred că e mai mare. Uitați-l pe Dr. Barba acolo. Doamne, iartă-mă. Dr. Barba? V-am adus pachetul. Uitați ce, ți-a luat cam mult. Păi m-au băgat dintr-o parte în alta. Mi-au zis să mă duc să dau bani altundeva, nu știu ce. Dar ce-i, ce-i nou ăsta, a? E teafărou, n-ai făcut nimic. Nu, 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 nu. Deci e teafărou, totul e bine, totul e bine. Să spui și mie ce, ce se află înăuntru. O să afli mâine. Haideți, vă rog eu, doctor Barbă. Haide, du-te la somn. Bine, hai că mă duc. Doamne, iartă-mă. Papa. Cine știe, bă, băi și fete, ce se află nou ăsta? Hai că o să mă duc la somn și probabil, da, probabil o să aflu mâine. Bună dimineața, băi și fete. Unde, doamne, iartă-mă, e Magdalena? Păi ăsta-i. Magdalena scumpă. Ah! Magdalena e jos în camera copilor. Doamne, iartă-mă, bă, fraților, ce m-am speriat. M-am gândit toată noaptea la conținutul oului pe care l-am cumpărat de pe Dark Web. Eu și Dr. Barba. Adică, oare ce se află acolo, man? Ia stai și să vedem care-i treaba. Bună dimineața, dragilor! Sunteți pregătiți să mergem la școală? Magdalena scumpă, ce s-a întâmplat? Răzvan, ce? Bună dimineața! Izabela scumpă, ești pregătită? Răzvan e foarte răcit. Ești tu răcit, șoarece. Nu am dormit toată noaptea. Să te ghișrată pe trăile. Izabela scumpă, Răzvan e răcit? Hai că e răcit, minte. Ia uzi, bă, Răzvane! Ia uzi ce zice sora ta. Minte, tușesc rău. Păi bă, dacă tușești, mare chestie, ce să zic. Îți pui mâna la gură la ore când tușești, hai, vino. L-am auzit cum răcește, să răci cobză. Auzi, Izabela, dar astăzi ce aveți la școală? Aveți ore mai ușoare? Aveți teste, aha. Aveți doar teste? Aha. Bă, ce coincidență, bă. Bă, Răzvane, bă, nu mă pot ridica din pat, aha. Aveți teste? Păi bă, Răzvane, dar nu ți-e frică că după trebuie să dai testele alea în alte zile? Atâta ghinion să ai fix în ziua asta. Fix în ziua asta să răcești. Chiar dacă am învățat, a învățat? Izabela, la ce dai test? La ce? Spune o materie. Una, română. Ai învățat la română? Ia fă-mi o propoziție cu un pronume posesiv. Nu pot să vorbesc atât. Aha. Magdalena scumpă, minte. Șoare cu asta minte. 100% nu e răcit. Lasă-l de data asta, Marius. E bolnăvior. Vai de capul tău. Doamne, ce minte. Izabela scumpă, hai să mergem. Lasă șoarece. Treaba ta. Treaba ta. Când o să dai testele și celălalt copii o să stea în clasă pe telefon, să nu zici că nu ți-am zis. Mamă, băi, și fete, ce vrăjeală are Răzvan pe el, nu știu ce. Izabela scumpă, spune sincer, n-a putut să doarmă azi noapte? A tușit azi noapte? Ce mă enervează, păi da, că chiar este un nesimțit. Spune scumpă, aseară a tușit sau nu? S-a jucat pe calculator, mamă, să vezi, și-i fac, bă, până la urmă, frate, băi, deci vă zic, chiar n-are sens ce face, adică, mai ales astăzi, când e zi de teste. Păi bă, când e zi de teste, trebuie să te duci la școală oricum ai fi, frate, pentru că după numai probleme îți faci, trebuie să dai testele la alte ore, trebuie să nu știu ce, ești în urmă cu materia. Adică degeaba faci așa să scape de teste, că nu o să scape, că mai vine la școală. Și o să zică profesorul la bătu, n-ai notă, trebuie să dai test. Da, na. Dar el nu a învățat deloc, da, el niciodată nu învață. Lasă că vedem el cum o să treacă clasa. Dacă o să treacă clasa. O să vedem. Izabela scumpă, la ora 12, dacă nu vin să te iau, să te duci singur acasă. Uite aici, scumpă. Pa, pa, să ai grijă de tine, te pup. Bun, băi și fete, haideți să mergem la laboratorul Dr. Barbă, da? Pentru că, în continuare, chiar dacă acum, pentru puțin timp, mi-a stat mintea la altceva, mai exact la răceala, da? La presupusa răceală, tentativa de răceală pe care o are Răzvan, trebuie să mergem la laboratorul Dr. Barbă să vedem acolo, băi și fete, ce se află nou ăla, man. Băi, eu cred că
E o creatură sau ce? Dar mamă, dar ce creatură la 10.000 de dolari, e nebun? 10.000 de dolari oul. Cumpărat de Dr. Barba, adică... Nu e să zici ceva... Ceva ce nu are legătură cu știința. 100% e o ciudățime nouă ăla. Dar chiar sunt curios. Hai să mergem și să vedem ce se află mai exact acolo. Am ajuns, băieți și fete. Haideți să vedem care-i treaba. Dar nu-l văd pe Dr. Barba aici, amen. Mamă, unde e Dr. Barba, ești nebun? Că nu-l văd pe aici. Bă, dar stai să vedem. Stai să caut să văd dacă găsiți ceva cu ou. Hopa! Băi, cineva acolo. Momo! Bă, Momo era nou ăla. Mamă, man. Holy shit. Doctor Barba, ce faceți aici? Doamne, arată-mă. Nu te uita la ea, pleacă. Stați puțin. De ce stai mă la ea? Pleacă. Bă, stați. Stați puțin, Doctor Barba, că pe bune nu înțeleg ce se întâmplă. Taci, nu te mai uita la ea. Nu contează. Vă rog eu, Doctor Barba, spuneți-mi care-i treaba. Du-te să-mi iei un laptop. Ia banii ăștia. Bă, stați puțin că nu înțeleg nimica ce se întâmplă. Nu înțeleg ce se întâmplă. De unde să vă iau laptop? De la mall, repede, îți explic după. Da, mi-explicați când vin, da? Îmi explicați care-i treaba. Haide, fugi. Mamă, bă, ok, băi și fete. Se întâmplă ceva foarte, foarte ciudat. Doctor Barba mă pune să iau un laptop de la mall. Ok, bănuiesc că... Na... Dacă asta zice că trebuie să fac asta... asta o să fac, dar bă, voi ați văzut? Băi, era Momo nou ăla? Mamă, mie, ce ciudat arată. Arată extrem de ciudat, dacă stați să mă întrebați pe mine. Dar, na, mi-a zis să nu mă uit la ea, ați văzut că ieșeau inimioare din ea? Habar n-am care-i treaba. În fine, bă, mi-a dat Dr. Barba. Mamă, frate, bă, mi-a dat aici... Aici deja sunt... 250 de dolari, dacă nu mă înșel, nu? Da, și aici sunt, mamă, let's go, ești nebun. Am o tonă de bani, cumpăr cel mai tare laptop, hai să vedem. Dar nu știu exact unde e magazinul de periferice și de, na, electronice de-astea, dar lăsați că găsesc eu, n-am nicio treabă. Hopa, cine e acolo? Mamă, e un om al străzii, bro. Am sper să nu mă bagi în seamă sau ceva de genul. Tă-nă-nă, vă rog, 5 dolari. Bă, băi, și fete, mi-a dat Dr. Barba 54 de astea de 5 dolari. Bine, omule, bine, îți dau 5 dolari, ia de aici. V-am dat prea mult. Băi, alo, dă banii! Bă, i-am dat de greșeală tot. Bă, dă banii! Doamne, iartă-mă, băi, alo. Doamne, mamă, ce prost îs. Bă, din greșeală i-am dat. Dar ce-a fost în capul meu? Bă, mă, i-am dat tot ăla în loc să dau doar 5 ori. Doamne, iartă-mă, bă, frate, bă. Cred că doctorul ar să fie foarte nervos. Dar până acum, băieți și fete, după ce am pierdut banii ăștia, mai am 50 ori, 35, mai am 1750 de dolari. Ok, cred că magazinul cu electronice, da, ia uite aici, este la parter. Deci mai am 1750 de dolari pentru un laptop. Bună ziua! Am venit și eu să caut un laptop, dacă se poate. Aș vrea pur și simplu un laptop pe care să-mi fac treaba, să n-am nicio treabă. Văd că aici aveți mai multe exemplare. Aș fi interesat de ăsta. Mamă, vedeți, are și porturi, numai bine. Avem niște laptopuri noi nouțe, cele mai bune de pe piață. Nu știu ce să zic și cât costă una, adică îmi puteți arăta niște chestii. Puteți cumpăra cu periferice, nu sunt interesat, nu mulțumesc. Vreau doar un laptop, domne. Un laptop simplu, nicio problemă. Eu zic că vă plăcea și un mouse. Eu zic că nu, eu zic să, uite, să mi-l dați pe... Veniți aici să-mi spuneți cât costă ăsta. A? A fost făcut de cei de la NASA, da, sigur. Asta-l vreau. 243. 243 de dolari doar? Da. Mamă, și ăsta? Tot galben, se merge așa pe culoare galben. Dar este cel mai slab. Și ăsta? 756. Aha, păi și care e cel mai bun dintre ele? Cel mai bun. A?
Acesta gri și cât costă? Este 2000, da, iese din bugetul meu. Îl vreau pe ăsta, domnule. Îl vreau pe ăsta. Uitați-mă, 756. Deci am aici, vedeți, da? 756, vă pot da... nu este cel mai performant, ca să știți. Și cu tot cu garanție, cât costă? Ca să știm o chestie până la urmă. 850. Bine, băi, hai că dăm, băi, și vede cu tot cu garanție. 600, 700, 800, 850. Și șpaga mea 900, altfel nu ți-l dau. Bă, tu ești nesimțit. Vrei să chem aici conducerea molului? Cu tot cu șpaga 900. Vai de capul tău, băi, băi, din partea mea să nu mai vinzi niciun laptop în viața ta, băi. Terminatule. Ok, băi și fete, haideți că am luat laptopul. Hai. Bun, let's go, fraților. Am luat laptopul. Să-ți vedem dacă funcționează, băi. Ah, ok, bun, deci funcționează, e tot bine. Haideți să luăm și să îl ducem la doctor barbă, fraților. Deci nu înțeleg ce treabă poate să aibă ouă ăla, ce treabă poate să aibă Momo cu laptopul ăsta, man, da? Pentru că el mi-a zis că trebuie să iau laptopul, să-i aduc laptopul și abia după o să-mi zică care-i treaba cu ouă, care-i treaba cu Momo, de ce m-a luat la bătaie când m-am uitat puțin la Momo, adică, da, nu prea desesc ce se întâmplă. La doctor barbă, da, o ține tare și susținând palui că trebuie să îi aduc laptopul. Hai să vedem, sunt tare curios. Sper că nu e vreo problemă acolo cu Momo. Ați văzut, fraților, că arată ciudat Momo și are, cum zice, are particule de iubire. Acum, nu înțeleg de ce, că nu mi se pare o persoană, o creatură foarte iubitoare. Adică când au cuvântul iubire, la Momo mă gândesc ultima, fie vorba între noi. Hai să vedem care-i treaba. Doctor Barbă, v-am adus laptopul. Am adus laptopul aici. Greu te miști. Pune-l aici. Ok, dar înainte spuneți-mi... Pune aici să bag stick-ul în el. Mamă, ce-i stick-ul ăla? Ok. Fii atent. Ce-i stick-ul ăsta, Doctor Barbă? Spuneți-mi care-i treaba și cu Momo și cu toate astea. Momo asta, da, așa, acum te poți uita la ea. Păi, până acum, de ce nu puteam să mă uit? Că am rezolvat, ia stă-ți. Acum, cred că acum nu mai scoate particule sau care-i treaba? Ah, da. Uitați-vă la ea. Așa, când stick-ul este în laptop, ce se întâmplă când stick-ul este în laptop? Practic e inofensivă. Păi și când stick-ul nu este în laptop. Gen, ok, când stick-ul e în laptop. Când nu e, e malefică. Păi, te face să te îndrăgostești. Și te răpește. Ah, oh my god! Deci de-aia, păi și fete, ieșeau particule de iubire. Pe noi ne-ar pune să o scoatem de aici. Ah, înțeleg, doctor Barbă. Păi și dumneavoastră... De ce, Doamne iartă-mă, ați cumpărat un nou cu o Momo care te face să te îndrăgostești de ea? Ha, 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 ha. Să răpesc oamenii pentru experimente. Băi, e o idee destul de bună, adică ăia, da chiar, ăia vin gen de bună voie, că îi aduce Momo acolo, gen aici, la laborator. Mamă, perfect, doctor Barbă. Păi bun, dar eu zic, fiți atent, exact, o să am nevoie de tine. De ce o să aveți nevoie de mine? Nu pot ține laptopul aici. Fix asta vreau să zic și eu adimiauri. Că trebuie să găsim un loc unde să punem laptopul. Dar putem, domn doctor Barbă, să găsim ceva. Trebuie să găsești un loc sigur. Eu? Să duc eu laptopul undeva? Un loc sigur în laborator sau în afara laboratorului? Unde vrei tu? Dar dacă nu e sigur, dau vina pe tine. Dați-mi și stick-ul. Dați-mi și stick-ul, vă rog. Ia și stick-ul. Ok, băi și fete, deci avem un stick și un laptop. Deci ziceți că dacă se întâmplă ceva, dați vina pe mine. Pe asta înseamnă că n-aș putea să-l pun în laborator. Pentru că în laborator se întâmplă foarte multe chestii ciudate.
Și dacă se întâmplă chestii ciudate și se întâmplă ceva cu Stigă, găsește un loc sigur, atât ai de făcut. Mi-a venit o idee! Doctor Barbă, la mine acasă! Pot să le pun, gen pot să pun laptopul și stick-ul undeva la mine acasă. Da! Da! Să nu aibă copii acces, nu o să aibă. Stai, stai zici, Doctor Barbă, ia stați băi și fete. Ia stați băi și fete, cam cea mai tare idee. Ok, deci trebuie să pun laptopul și stick-ul undeva. Ok. Ok, ok, ok. Ar trebui să fie ușor. N-ar trebui să se întâmple nimica. Opa, vedem că Magdalena este acasă. Salut, Magdalena, scumpo! Am venit și eu că mai am puțină treabă acasă. Ia uite-l poșarecul de Răzvan. Răzvan, deja, deci ce faci, băi? Cum e să fii răcită? Te joci pe calculator, a? Caca, Băi, sunt răcită rău. Bine, mă. Dar unde să pun eu ăsta, băi și fete? Haideți să ne gândim, fiți atenți. Ca să fii în siguranță, trebuie ca și cum să mă gândesc că ar fi păzit de hoți. În ce loc n-ar veni hoțul? Bă, în sufragerie ar veni, în dormitor ar veni, până și în camera copilor ar veni. În baia de la camera, de la camera copilor. Bă, acolo nu intră niciun hoț, ești nebun? Mama, acolo îl pun, fiți atenți. Fiți atenți, băi, și vede că acolo îl pun. Stai acolo, șoarece, stai. Bă, undeva, uite, aici. Sau, nu. Aici? Aici, băi și fete. Acolo îl punem. Let's go. Și punem și stick-ul acolo. Stai, conectăm și stick-ul. Stai să-l punem acolo. Let's go. Bun. Perfect, băi și fete. Am pus stick-ul, am pus tot. Băi, Răzvane, stai acolo. Deci să nu mai faci nicio... Asta nu-i treaba ta. Tu nu ai baia ta. Păi poate te trimit la școală. Poate te trimit la școală. Stai acolo și nu mai comenta. Bun, fraților, haideți că am rezolvat-o. Madrena, scumpă, mă întorc la muncă, papa. Let's go, frățiu, bun. Deci am pus alea acolo. Totul este bine, da? Oricum, nici nu cred că ajunge șoarecul de Răzvan acolo. Isabela, să zicem că poate ar ajunge, că e puțin mai înaltă, dar nu umblă ea cu prostii de-astea. Doctor Barbă, gata. Gata. L-am ascuns în baia copiilor. Nimeni n-are cum să se ducă acolo. Adică nici un hoț, știi ce zic, adică are sens. Fii atent, acum am nevoie de tine. Ce, Doamne iartă, mă mai trebuie să facem, Doctor Barbă? Mergem în pădure să ardem niște dovezi. Conduci tu. Dovezi pentru... Doamne, în fine, bun. Hai să mergem. Da, deci cel mai... Ok, stați să mă gândesc. Deci, o pădure unde să ardem dovezi, spuneți, nu? Am putea să mergem acolo la benzinărie. Stați că știu exact unde trebuie să mergem. Dar ce dovezi? Ce, Doamne iartă-mă. Bun. Și Doctor Barbă, deci să înțeleg că, cum îi spune, deci acum Momo este ținută sub control și dumneavoastră o să-i dați drumul numai când vreți să răpiți pe cineva? Da, e totul bine cu Momo. Bă, e perfect, cât timp e stick-ul în laptop. Da, stick-ul e acolo, adus, băi și fete. Că totul e acolo. Laptopul e în siguranță, nu are cine să-l găsească, v-am zis. O să o folosesc mai încolo. Băi, doamnă, Doctor Barbă, când vreți să o folosiți, îmi ziceți. Și eu mă duc, iau de acolo și tot o să fie, tot o să fie bine. Când am nevoie de oameni, da, bun. Păi fiți atent. Haideți să ardem, deci nu, haideți nu în pădure, ce s-a întâmplat, nu în pădure, haideți aici în spate la benzinărie, că dacă tot e miros de fum sau ceva, deci nu să zică că e de la ăștia, da? Da, corect, fiți atenți. Ok, haideți, aici puteți să ardeți dovezile, zic eu că aici ar fi cel mai bine. Habar am ce dovezi ale Doctor Barbă, dar hai să vedem. Ok, da, faceți așa, bun. Ce dovezi aveți, Doctor? Ce, Doamne iartă-mă. Ce, Doamne iartă-mă. Păi, Doctor Barbă. Păi, ce salea? Fraților, ce salea? Ok. Bun, gata. Acum, păi, hai să... Nu. Puneți, vă rog, eu la loc astea, hai să spargem tot. Bun. Gata, nu te interesează. Bun, hai să mergem. Ok, fraților, ok.
Deci ziceți, doctor Barbă, că zilele astea nu o să folosiți, pe Momo, nu? Că din câte am înțeles aveți destui oameni ca să, faceți experimente. Nu știu, depinde. Doamne, iartă-mă. Depinde de ce am nevoie. Dumneavoastră vă treziți de dimineață și vă vin așa idei? N-aveți un plan la ce o să faceți sau ceva de genul? Ăștia mi se pare. Oportunități. Oportunități în a transforma oamenii cu un cap în oameni cu șase capete. Așa sunt oportunități în a cuceri lumea. Gura Marius. Doamne, iartă-mă. Băi, doamne, dă-i minte lui doctor Barbă că nu știu ce e în regulă cu el. Acum pe bune vorbesc. Aveți și dumneavoastră grijă. Cine știe. Dar chiar, nu vreți să vă pensionați, doctor Barbă? Că, na, vorba aia, nu. Bine. Sunt tânăr, da. Practic, mergeți în Pampers. Poate inventez o poțiune să nu mai îmbătrânim. Doamne, iartă-mă. În fine, să zicem. Hai să vedem care-i treaba. Mergem aici. Doctor Barbă! E cineva în laborator? Doctor Barbă? E cineva în laborator? Bă, what? Răzvan? Băi! Alo! Șoarece! Răzvane, ce faci aici? Răzvan, ce caut aici? Ce faci aici? Răzvane! Bă, pleacă de aici! Cum adică ce? Pleacă! Doctor Arno, stați liniștit că acum altă afară. Bă, ce faci aici? Du-te, bă, la tine în cameră, ce faci? Răzvane, ce, Doamne iartă-mă, faci? N-am făcut nimica. De ce ai venit la laborator la Momo? De unde știai că e Momo acolo? Așa. De plictiseală. Mamă, nu. Bă, Răzvane, ce părere ai tu de Momo, așa? Când ai văzut-o, a? Ce părere ai de ea? Drăguță. Drăguță, auzi, Răzvane, tu cumva ai făcut ceva la laptopul ăla pe care l-am adus eu acum 10 minute acasă? Nu? E sigur? E sigur că nu? Nu am făcut nimic, am zis, mamă, mergi în camera ta, pleacă de aici, mergi în camera ta. Doamne, iartă-mă, drăguță, mamă, băi, și fete, băi, Răzvan, nu, băi, și fete, nu, cred că Răzvan s-a îndrăgostit de Momo. Răzvane, și nu ți se pare că e o creatură hidoasă? Adică are mâinile lungi, nu deloc, mamă. Și tu ce voiai să faci acolo, voiai să o eliberezi? A? Poate. Mamă, în camera ta. Ești pedepsit, merge în camera ta. Merge în camera ta, ia să-ți băiești, fete. Doamne, iartă-mă, man. Mamă, trebuie să iau asta, să-i duc rapid la doctor Barbă. Să duc rapid la doctor Barbă, Doamne, iartă-mă. Răzvane. Nu, Doamne. Nu trebuie să luăm asta. Și astea merg direct la doctor Barbă. Gata. Gata asta, din la doctor Barbă merg astea, ai înțeles? Hai, stai aici, să nu te mai văd. Să nu te mai văd, stai acolo. Nu ai voie să ieși din cameră. Mamă, băi, și fete, stai să mă întorc rapid la doctor Barbă. Doamne, iartă-mă, men. Ba, asta înseamnă că 100% Răzvan s-a îndrăgostit de Momo, men. Mamă, trebuia să mă gândesc că șoaricul ăsta o să-și bage nasul acolo. Dar ați văzut că e bine că momentan e totul sub control. Ce zice doctor Barbă acolo? Ce zice? Haide mai repede. Doctor Barbă, cred că Răzvan s-a îndrăgostit de Momo. Stico a fost scos laptop și băgat la loc 100%, da, și eu cred la fel. Doctor Barbă, ce ne facem? L-am întrebat pe Răzvan ce părere are de Momo și a zis că e drăguță și că voia să o elibereze. Ce facem? Trebuie să o baricadăm pe Momo. Ok, până atunci luați dumneavoastră laptopul și vă rog eu, puneți-l undeva, uite, haideți aici și puneți și Stico, vă rog eu. Uite, hai să punem aici. Ca să fie Momo înapoi, uite, puneți aici. Și pune și sticul. Pune și sticul în el. Ok, bun. Păi și stați puțin, doctor Arba, acum că a spus sticul în el, Răzvan nu o să mai fie îndrăgostit? Sau în continuare e? Sper că nu știu. Mamă, trebuie să o baricadăm pe Momo, ești nebun? Doamne, iartă-mă. Doamne, dar cu ce să o baricadăm, man? Na, eu zic că nu o să iasă. Adică, uite, uite, cu d-astea. Stai să punem un strat dublu. Așa, doctor Barbă. Mamă. Doamne, iartă-mă, men.
Ce ne facem? Stai? Pune mai mult. Trebuie să o baricadăm aici, băi, și vede să fie un strat dublu de astea. Mamă, Răzvan face numai prostii, fraților, numai prostii. Bun, fraților, haideți că am reușit să o baricadăm pe mamă. Băi, eu zic că e totul bine, doctorul, nu? Stai! Doctor, mamă! Ce? Mâinile sus, Răzvane? Răzvane, de unde ai un pistol, Răzvane? Mâinile sus! Răzvane, de unde ai un pistol? Lasă arma! Cum puteți să închideți o ființă așa frumoasă? Poftim? Răzvane, lasă armă, de unde are armă, Marius? Nu știu că eu n-am armă în casă, nu știu! Și minunată! Răzvane, să nu faci vreo prostie, poftim? Așa, Răzvan, oamenii ăștia mi-au făcut foarte mult rău, m-au închis aici, acum ei merită să fie închiși? Răzvane, ești manipulat! Răzvane, nu-i da drumul! Răzvane, te rog, eu nu... Mamă, nu, Răzvane, nu, Răzvane, ce faci? Răzvane, nu, o să distrug orașul! Hai, cu voi în camere, cum adică, noi să intrăm aici? Nu, da, mamă, și ne închidem? Mamă, închide-te, Răzvane, dar faci o foarte mare prostie! Faci o foarte mare prostie. Rămâi aici, iubire, păzește-i, Răzvan, eu am niște treabă. Răzvan, du-te după ea, Răzvan! Du-te după ea, că distruge orașul! Du-te după ea! Perfect, îi păzesc. Răzvane, te rog eu. Du-te după ea, te rog. O să distrug orașul, scoate-ne de aici. Da, ce am zis? Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, băi, și fete! Doamne, iartă-mă! Mamă, bă, Răzvane, în 15 minute, mamă, deci băi și fete, au trecut 15 minute, în 15 minute, aia a distrus tot orașul, Doamne, iartă-mă, doctor Barba, ce facem? Scoate-ne aici, zice, stați acolo, nu vă mișcați că vă omor, mă zice, stați acolo, vă omor, Doamne, iartă-mă, Domn polițist, mâinile sus, șoarece, domn polițist, vă rog eu, scoateți-le de aici, dăm pistolul, domn polițist, de unde știați că Răzvan e aici cu pistolul? Scoateți-ne de aici. Vă rog eu, scoateți-ne de aici cât mai rapid. Doamne, men, mi-a furat arma. Bă, tu te-ai dus până la sediu de poliție? Din dragoste, da, normal. Domn polițist, avem o problemă, vă rog eu, scoateți-ne de aici, vă rog eu. Din dragoste am făcut-o, taci, bă, din gură. Deci, domn polițist, ideea este că în urma unui experiment eșuat, Răzvan este îndrăgostit de Momo. Știți cumva unde este Momo? Adică e... cum îi spune? Da, știți? Am aflat! O să fii pedepsit, puștule. Mamă, să vezi ce să fac, puștule. Am aflat ceva prin stație. Unde? Unde? Să mergem acolo, neapărat. Trebuie să mergem acolo, neapărat, acum. Haide după Momo. Haideți. Bă, tu stai aici! Este la parcul de lângă pădure. Nu-i faceți nimic, nu-l lovi. Stai acolo și mai comenta. Hai să mergem, doctor Barbă. Doamne, iartă-mă, men, șoarecul ăla de Răzvan. Păi și, doctor Barbă, noi acum ce facem? Domn polițist, veniți. Stai acolo, nu mai comenta. Trebuie să o omorâm. Dacă omorâm lui Răzvan, bănuiesc că nu o să-i mai placă de ea, nu? Este lângă parc. Da, o să scape de efect, sper. Doamne, men, trebuie să mergem acolo. Este lângă parc, este haos acolo, haideți repede. Mamă. Păi, fraților. Bă, mamă, doctor Arbu, și asta înseamnă că s-au pierdut aia $10,000, nu? Sau mai puteți să mai cumpărați? Lasă-i, da, corect. Corect. Domn polițist, din vina ta totuși, nu e vina mea. Nu știți să ascunzi un laptop, dar nu v-ați gândit că trebuie să aveți și locul de să ascundeți laptopul înainte să... Cumpărați ouă ăsta? Domn polițist, ne cere mii de scuze ce ați făcut, dar haideți mai repede. Ne cere mii de scuze că iară punem siguranța orașului în pericol, dar pe aici ar trebui să fie Momo. Ok, fraților, am ajuns. Domn polițist, păi unde e? Oh, e acolo! E acolo, domn polițist! Mamă, păi, mamă! A luat chestia asta din laborator! Vă rog, domn polițist, omorâți-o! Omorâți-o, uitați-vă la ea, omorâți-o! Omorâți-o! Dă-i! Dați-i! Bun! Am scăpat de ea! Bun!
Nu știu de ce mă ocup eu de prostiile voastre. Domn polițist, ne pare foarte, foarte rău. Gata, ești arestat. Nu. Domn polițist, stați puțin. Stați puțin, a fost o greșeală. Chiar nu vreau să se întâmple chestia asta. Trimite, nu mă arestez, nu mă enerva. Vă rog eu, m-am săturat de porcările tale. Vă rog eu să nu vă mai certați că noi suntem toți în folosul comunității. Hai că mă arestezi. Vă rog eu să nu ne mai certăm. Ce mă? Băi, vă rog eu, doctor Barbă, vă rog, gata și dumneavoastră, tu nu știi ce se întâmplă dacă mă arestezi, bă, vă rog eu, gata. Domn polițist, haideți că noi o să plecăm, da, deci cel mai bine o să plecăm și lăsăm așa, te iau la secție. Lăsați așa, domn polițist, vă lăsăm noi la secție și hai să nu le mai certăm, zic eu, că cearta nu face bine. Cearta nu face bine, zic eu, cel mai bine. Hai șpa. Și te bag la pușcă. Vă rog eu, domn polițist. Nu! Nu vreau la închisoare! Ce, doctor Barbă? Bă, mă enervez. Haideți, veniți. Hai, gata. Vă rog eu, bun. Hai că a fost simplu. Domn polițist, tu în spate. Că altfel nu merg. Ok, haideți, veniți. Doctor Barbă? Acum Răzvan ar trebui să fie bine? Adică ar trebui să nu fie nicio problemă la el acum? Eu zic că da. Da, așa a zis ăsta. Haideți, domn polițist, eu zic să nu mai aruncăm cu rău unii în alții, că noi până la urmă vrem să luptăm împotriva. Nu te mai suport, moș prost. Băi, vă rog eu, gata. Haideți să nu ne panicăm. Haideți să fim prieteni. Să nu mai fie nicio problemă, că până la urmă noi luptăm împotriva infractorilor. Plâng din cauza ta, muahahahaha. Domn polițist, haideți că noi o să... Deci promite că nu o să se mai întâmple chestia asta. Vă lăsăm aici la secție. Vei la închisoare, mă? Lăsați așa, domn polițist, haideți. Vă zic o zi frumoasă, o zi frumoasă. Oh, nu, o să mă închizi. O zi frumoasă, la revedere, la revedere. Ok. Gata, mamă, băi, șfete. Ok, deci se pare că am rezolvat foarte simplu problema cu Momo. Dar era să se iște un alt conflict. Deci, doctor Barbă, acum Răzvan ar trebui să fie bine, nu? Da, hai să vedem dacă este adevărat sau nu. Sper că Răzvan este aici. Haideți, doctor Barbă, să vedem care-i treaba. Da, uite-l acolo. Deci ar trebui să fie nicio problemă. Răzvan, și are ce face aici, a? Ia zi. Cum e treaba cu Momo? Nu știu ce fac. Nu mi-aduc aminte nimica. Ok, bun. Deci înseamnă că e bine. Bun, păi, Răzvane, haide să... Despre ce e vorba? Oh, Iuru, ia stați, dacă toți sunt aici. Doctor Barbă, puteți vă rog eu să-i faceți un consult lui Răzvan? Că el a zis că e răcit. Hai să tușește, că nu știu ce. Ia ușoare ce. Nu e nevoie. Ba da. Ia stai, Răzvan, nu se vede pe mine. Nu. Alo, șoarece, înapoi. Haideți aici la cabinet. Doctor Barbă, ia asta. Mamă, ia să se zice farul ușoare cu ăsta. Puneți-l aici, vă rog eu, doctor Barbă, și... Unde e? Înțeles. Haide, vin aici, Răzvan, să vedem dacă ești răcit. Puneți-l aici, doctor Barbă, și vă rog eu, spuneți-ne care-i treaba mai exact. Unde e, băi? Bă, vin odată, stai acolo. Spuneți-ne care-i treaba, a? Cum funcționează? A? Ia să vedem dacă Răzvan e răcit sau nu. Mamă, să vezi ce-ți fac șorice dacă nu ești răcit. Am febră mare. Păi nu are febră, aha. Nu are nimic în gât, aha. Am febră, minte, da, sunt sigur. Nu are nimic la plămâni, e totul bine, ia uzi. E totul bine, șoarece. Mamă, să vezi, de mai ești tu din vară casa asta. Din casă vara asta. Lasă că vezi tu. E un nebun. Aha. Lasă că vezi tu, mamă. Ia să-ți, băi, și fete. Ia să-ți, că mă duc acum eu la Magdalena. Șoarece, să te obișnuiești cu răspunsul nu. Când te cheamă prietenii afară, să le zici că nu. Gata. Nu mai e nicio treabă. Atâta spun. Ia stați, mamă, băi, și fete, ce ne simțiți. Auziți la el, e răcit, șoarecu. Magdalena, scumpo, tocmai ce am fost la doctor Barbă, l-a consultat pe Răzvan și ghișe, nu este răcit, n-are nimic la plămâni, n-are febră, n-are absolut nimica niciunde. E un micinos, tata l-a plătit, nu este, nu, eu zic să-l pedepsim.
Dar stai să ne gândim, băi, și fete, ce pedeapsă să-i dăm? Să nu iasă toată vara din casă sau până la finalul anului să nu aibă acces la calculator? Scrieți voi la comentarii. Măcar n-am dat testele, ha. Lasă, șoarece, că vezi tu. Lasă că vezi tu dacă faci pe jubilecul. Să vezi ce să ți se întâmple. Scrieți la comentarii, băi și fete, ce pedeapsă să-i dăm lui Răzvan. Bine v-am găsit la un nou episod din Familia Ian cu SMP. Marius și familia lui au fost avertizați de mai mulți oameni că ar trebui să-și părăsească casa pentru că Momo a fost văzută în preajmă. Aceștia nu i-au crezut până într-o seară când au primit un apel. Un apel chiar de la creatura Momo. Rămâi până la final ca să afli ce s-a întâmplat cu familia Ian cu și dacă au supraviețuit în fața lui Momo. Betty, Cezar, v-a luat cam mult să vă întoarceți acasă. Am crezut că, Doamne ferește, s-a întâmplat ceva cu voi. Ia spuneți. Ați reușit să puneți tot la cale? Ați distrus tot? Ați pus toate semnele acolo? Da, mamă, crede-mă, e imposibil să nu se sperie. Trebuie să plece de acolo. Ar fi nebun dacă nu ar pleca. Dacă nu pleacă diseară, apelăm la planul B. Atunci 100% o să plece. L-am speriat aseară și pe băiat. Sunt aproape 100% sigur că vor pleca. Nu pot să cred așa ceva. Chiar acum mă uit la ceas și se fac 3 ore de când am plecat de acasă la minat. Am fost în 5 mine diferite și nu am găsit un diamant. Bă, fraților, este imposibil! S-au șters toate diamantele de pe harta asta, deci nu-mi vine să cred. De 3 ore, bă, frate, în 5 mine diferite, uitați-vă ce dita mai mina. Pă, cât mai vrei să stăm aici, Marius? Nu știu, Magdalena, am fost în partea aia, să mergem și partea asta, poate găsim ceva. Bă, frate, 3 ore de minat, e imposibil! Deci ne-am șters inventarul de atâtea ori pentru că era plin de cobblestone și prostii. Uitați-vă, sunt tot felul de minereuri, numai diamante, nu? Aveți grijă, vă rog eu, dragilor, aveți grijă. Doamne, iartă-mă, oricum era să murim de câteva ori să picăm în lavă. Bă, nu vine să cred 3 ore de minat. Bă, să zici că într-o mină nu sunt diamante, chiar dacă și asta mi se pare dubios. Bă, dar în atâtea mine să nu existe niciun diamant. Haideți, dragilor, veniți. Oh my god! În sfârșit, bă, frate, bă! În sfârșit! Răzvane, tată, ai pickaxe-ul cu Fortune. Doamne, iartă-mă, dăm pickaxe-ul cu Fortune, Răzvan. Bă, Răzvane, ce te uiți așa la mine? Băi, alo, concentrează-te, Răzvane, ce, Doamne, iartă-mă! Ai pickaxe-ul cu Fortune, te mai întreb de 100 de ori. Ți-am zis să le iei de acasă. Bă, Răzvane, ești ok? Ai amuțit când ai văzut diamantele? Alo, Răzvane, Răzvane, ai luat pickaxe-ul cu Fortune de acasă. Ce? La ce te gândeai, bă, Răzvane? Bă, te rog, eu fii și tu aici prezent. Cine știe, îmi cer scuze. Doamne, hai, bă, tată, bă, fii aici cu mintea, că nu numai așa găsim diamante dacă ne concentrăm. Mă tot gândesc la ce am văzut aseară, bă, Răzvane. De câte ori mai trebuie să-ți spun? Ți-am spus de un milion de ori, să-ți mai spun încă o dată. Pot să jur că am văzut-o pe Momo la geam, mi-e frică. Răzvane, este imposibil să o fi văzut pe Momo la geam. În primul rând, Momo nu are cum să fi fost la geamul tău și în al doilea rând, dacă chiar era, de ce, Doamne iartă, m-a venit Momo la geamul tău? Adică dacă era acolo, nu te omora? Sau ceva de genul? Pă bune, bă, Răzvane, Izabela scumpă, spune și tu că n-are sens, 100% ai avut vreun coșmar sau ceva de genul. Sunt foarte speriat, bă, Răzvane, crede-mă. Crede-mă, 100% ai avut vreun coșmar sau ceva, nu era Momo, nu era Momo acolo, crede-mă, nu era Momo acolo, ai luat-o razna, hai să, hopa, Momo, stați două secunde, dragilor, să nu fie vreo prostie sau ceva, nu știu ce să zic, dacă totuși vorbește serios, Magdalena scumpă, e imposibil să vorbească serios, stați două secunde să iau diamantele astea, oh da, ia stai, aici e lavă sub, bă, eram sigur. Stați să iau aici. Bă, aveți grijă să nu sparg sub voi. Așa. Răzvane! Ce faci? Tata, ai grijă. Ai grijă. Bun. Da, haideți să plecăm. Deci am mers atât de mult doar pentru 8 diamante afurisite. Haideți, veniți aici. Am luat și eu unul. Bravo, ție, Izabela scumpă. Haideți. Haideți să mergem. Bă, fraților, nu știu ce să mă fac cu Răzvan. Bă, deci de aseară mi-a spus că a văzut-o pe Momo la geam. Ori cineva care încerca să-i facă o farsă, dar mă gândesc și domnul iartă, m-ar fi atât de bolnav încât să facă farsa asta, ori probabil a avut el halucinații, mai exact că s-au întâmplat atât de multe chestii în ultimul timp și probabil băiatul a avut halucinații, dar bă, trebuie să-l fac să înțeleagă că nu era Momo acolo și n-are de ce să se panicheze. Haideți, dragilor, haideți să mergem. Adică, bă, harta asta e ciudată. Mamă, nu pe aici, ok. A, cred că trebuie să mergem până în partea asta. Mai știe cineva pe unde am venit? Adică, mi se pare destul de ciudat locul ăsta. Ok.
Cred că trebuie să o luăm mai sus pe undeva, după torțe. Da, într-adevăr, Răzvan, te crezi și eu că după torțe. Ok, aici e lavă. Deci după torțele astea ar trebui să o luăm, cred că da. Cred că pe aici ar trebui să o luăm. Ia stai să vedem, poate găsim ceva. Ha, opa, ce am mai găsit? A, altă lavă. Ok, deci pe aici cred. Ia hai să mergem prin zona asta. Na, fraților, fix, mamă, nu, fix despre despre ce discutam. Răzvan e foarte, foarte panicat și nu înțeleg de ce. Stați, dragilor, că nu cred că pe aici am mers. Trebuie să găsim locul, băi și fete. Cred că pe aici e, fraților, dacă stau să mă gândesc, date că storțile aici. Cred că pe aici e. Trebuie, băi și fete, când ajung acasă să explic lui Răzvan că Momo, dacă era acolo, probabil se întâmplau chestii mult mai nașpa și să se calmeze, că nu e nicio problemă. Hopa, și aici, bro? Ok, trebuie să avem foarte mare grijă. Stai să o luăm pe aici, adică am găsit niște torțe, dar torțele astea... Au, ia vedeți pe aici. Alte torțe, ok. Ok, guys. Alte torțe pe aici. Mamă, să avem grijă mare. Cred că pe aici trebuie să o luăm, dragilor. Haideți. Încetișor, încetișor. Bă, what? Cadavrul ăsta era aici înainte când am... Ce e asta? Ce? Bă, fiica, a venit aici un om și a murit, bro. Bă, fraților, ăsta nu era aici înainte, adică pot să fiu 100% sigur. Răzvane, nu mai plânge, bă, tată, că cine știe, poate să fie orice mob. Cum a murit omul ăsta? Deci ăsta nu era aici prima dată când am venit. Să fie Momo, Izabela, scumpă, încep și tu, hai. Ce Momo? Păi e un băiat care a murit în mină. Asta se întâmplă în Minecraft, mori în mină de foarte multe ori. Hai să plecăm de aici, gata. Ce, Doamne, iartă-mă. Momo, deci ăla nu era acolo când am... Uite și sânge, bro. Bă. O fi că ăsta a venit până acolo, a fost rănit, dar oare de ce a fost rănit? Bă, sângele ăsta nu era aici, fraților, că noi pe aici am venit, deci uitați aici torțele. A fost lovit de mamă, termină, bă, Răzvan, cu prostiile astea. Ce? Bă! Bă, Răzvane, cumva tu ai pus chestia asta aici, vrei să faci pe interesantul, a? Cumva tu ai pus chestia asta aici, vrei să faci mișto de noi? Ce prostie asta, mă, frate? Haide să mergem acasă. Hai, vă rog eu să terminăm cu... V-am zis că e Momo. Nu e nicio Momo. Taci din gură, pe bune. Doamne, iartă-mă, bă, frate, bă. Băi, ăsta e... Cumva casa e distrusă? Bă, fraților, tocmai ce am intrat în mine și nu era casa distrusă. Ok. Se întâmplă ceva foarte ciudat aici. Nu știu cine mă trolează, bă. Aveți niște morcovi. Are cineva morgovel. Ok, Răzvane, nu știu de unde e chestia asta, dar ok. De ce e casa asta spartă? Haideți să mergem acasă și să lăsăm prostiile astea. Momo, bă, termină, bă, Răzvane. E sigur mâna lui Momo. Nu e nicio Momo niciunde. Termină, te rog eu, cu prostiile astea, că Momo nu există și în niciun caz nu a venit la tine. La tine, uite, haide că putem să-l întrebăm pe villagerul ăsta, că e aici un villager. Să-l întrebăm care-i treaba cu explozia aia. Poate cine știe, a picat un asteroid. Bă, sunt mult mai multe șanse decât să fie apărut Momo. Hai să vedem care-i treaba. Ia uite la acolo pe villager. Bă, ce, domnule, arată-mă, se întâmplă? Villagerul plânge? Bro, what? Asta, ce s-a întâmplat cu casa lui? Bă, villagere, ce, domnule, arată-mă, s-a întâmplat cu casa ta, bă, frate, bă? S-a întâmplat ceva? Nu înțeleg, acum două ore totul era bine. Păi știu că am mai trecut pe aici când am mers la minat. Și de ce e atât de mult sânge? Ce s-a întâmplat, bă, frate, aici? Dar când m-am întors de la tăiat lemne... A, da, că ai și spus că să te duci la tăiat lemne. Am văzut-o pe Momo cum i-a distrus casa. Stai, șoarece. Băi, e sigur, villagere, că ai văzut-o pe Momo cum ți-a distrus casa? Bă, băi, și fete, sincer, să nu fie vreo țeapă sau ceva de genul. Momo există, e adevărată. Momo apare. Taci, băi, din gură. Bine, băi, villagere, hai să mergem acasă. Bă, frate, eu nu știu ce să zic. Nu știu dacă să am încredere în villagerii ăștia, știi? Știți că întotdeauna villagerii sunt și reți și te mint și nu știu ce. Poate doar vrea să ne sperie ca să plecăm din locul ăsta, man. Adică, na, bă, eu pot să explic faptul că Răzvan a văzut-o pe Momo, probabil nu a văzut-o, doar a avut halucinații și s-a întâmplat chestia asta. Dar chestia asta nu pot să o explic, știi? Adică,
Villagerul ăsta a zis că a văzut-o pe Momo cum i-a distrus casa. Poate chiar villagerul ăsta, băi și fete, se transformă sau se deghizează în Momo, știi? Și a făcut asta intenționat într-un fel. Pentru că, oh my god, băi și fete, cred că mi-am dat seama, nu? Dragilor, ia veniți aici, mi-am dat seama care-i treaba. Izabela, scumpă, vino. Casă, dulce, casă. Deci fiți atenți, mi-am dat seama care-i treaba. Eu cred că villagerul ăla vrea să ne troleze, pentru că dacă vă aduceți aminte, când ne-am dus în mină prima dată și ne-am întâlnit cu el, i-am spus că Răzvan a văzut chestia asta la geam. Și acum, automat, i-am zis chestia asta și acum și el a fost distrusă casa lui de Momo. 100% ăla vrea să ne facă ceva. Dar dacă e adevărat ce a zis villagerul Magdalena Scompo, n-are cum să fie adevărat, pentru că până la urmă Momo, dacă chiar era, ne omora, nu făcea, nu ne distrugea casele, adică nu cred că... Cine, doamne, iartă-mă, e aici? Tu! Băi! Elena Crimson! Bă, dar tu nu ai cam mult pe o să apare aici! Bă, voi nu ați plecat, nu ați abandonat situația, nu ați abandonat ultimul loc în care stăteați. Ce, doamne, iartă-mă, băi, femeie! Eu nu am plecat. Ce cauți aici? Și tu, și copilul tău, și, gen, și băiatul tău, și fiica ta să plecați aici să nu vă mai vedem. Ultima dată ne-a dat niște camere de supraveghere posedate și au apărut fantome la noi în casă. Sunteți o familie ciudată. Ce cauți aici? Ce vrei? Care-i treaba ta? Ce vrei de la noi? Știu de certurile voastre. Aha, știi. Ok, am înțeles. Așa. Știi că ne-am certat cu voi, că nu vă suportăm, zice vrei și pleacă din casa mea. Doamne, iartă-mă, bă, ce tupeu să vină Elena Crimson aici, fraților. Vă aduceți aminte, fraților, ce a făcut asta? E perioada anului în care Momo se plimbă prin zona asta. Eu uite, bă, și asta zice de Momo. Bă, nu știu ce v-am zis, bă, taci din gură. Păi, și o să ne omoare dacă nu plecăm. Păi, băi, numai bine pleci tu. Și ne lași până aici să ne omoare pe noi? Termină, mă, ce prostie asta, perioada anului în care vine Momo. 100% puneți voi ceva la cale. Eu zic să plecăm și noi. Eu zic să te duci în camera ta și orice. Deci, eu nu vreau să plec deocamdată. Aha. Băi, fii atent. Eu zic așa, să ții tălpășița și tu și familia ta, să nu vă mai văd în viața mea, în casa mea, și să vă spun doar atâta. Eu știu că nu există Momo și că e vreo schemă de asta proastă de a voastră, cum faceți voi întotdeauna. Hai, să nu te mai văd aici. Pleacă! Pleacă să nu te mai văd. Eu v-am avertizat. Momo consideră zona asta zona ei. Da, mă, da. Și dacă nu plecăm, o să murim. Dacă nu plecăm, o să murim. Pleacă de aici. Cine crede, mă, prostiile astea? Mie cam frică, Marius, eu zic să luăm copii și să plecăm. Băi, ați luat-o razna. Băi, e clar că își bate joc de noi, ne trolează. De ce ai vorbit așa cu ea? Izabela, scumpă, nu-ți mai aduce aminte cine a făcut femeia asta? Nu-ți mai aduce aminte că a apărut o fantomă la tine în cameră din cauza ei? Momo e pe aici, acum a venit să ne salveze. Da, mă, da, acum a venit să ne salveze. Băi, ia hai, toată lumea la culcare, că imediat se face noaptea și trebuie să ne culcăm. Nu o să vină nicio Momo. Ce, doamne, iartă-mă, băi și fete, e clar că își bate joc de noi. 100% își bate joc de noi, n-are cum altceva. Ce se aude, bă, băi și fete? Cât e ceasul? E miezul nopții și sună telefonul? Bă, voi, auziți și voi, sună telefonul? Cine, doamne, iartă-mă, sună la telefon fix la miezul nopții? Oamenii ăștia au nebunit, bă, frate, nu mai poți să ai puțină intimitate? Ia stai să văd cine sună, ia. Bună, oh my God! Sunt Momo și vin după voi. Era Momo! Oh my God, era Momo! Mamă, trebuie neapărat să ne anunț toată familia și să plecăm de aici, trebuie neapărat... Ah, oh my, e la geam, e la geam! Magdalena, trezește-te! A dispărut! Magdalena, era Momo la geam și a sunat Momo pe telefon, trebuie neapărat să plecăm de aici, trebuie să-i trezești pe copii, trezirea, copii... Ce? E Momo iar la geam! Copii, trezirea, treziți-vă! Deci, Momo este lângă noi, tocmai ce a sunat, dar Răzvane, ai avut dreptate, ai avut dreptate, numai de la mine, ai avut dreptate, haideți să ne luăm lucrurile și să plecăm neapărat de aici. Deci, cum îi zice, luați-vă fiecare un pat, luați-vă chestiile esențiale, băi și fete, deci o să iau patul ăsta, ok... Doamne, iartă-mă, trebuie să luăm patul. Să luăm camerele de supraveghere? Să luăm un ceas, bro. Trebuie să luăm și ceasul ăsta. Ok, hai să luăm ceasul. Laptopul. Haideți, bă, luați rapid lucrurile care contează. Ok, am luat laptopul. Nu mai sta să adun lucruri. Stai, bă, stai. Ia-le. Haide.
Ce să mai luăm, uitați-vă prin chesturi, o sabie, bă, să luăm niște camere de-astea de supraveghere, băi și fete, mamă, dar nu pot să le sparg, dar am camere de supraveghere, ok, dar stai, trebuie să le deconectez pe toate, deconectez aici, stai să deconectez camere de supraveghere că nu mă mai interesează, oh my god, bă, frate, voi ați auzit, Doamne iartă-mă, nu mai fa așa, șoarece, că nu mă sperii. Așa, și mai avem o singură cameră de supraveghere pe care să o deconectăm. Dragilor, stați. Haide, fugiți. Stați să mergem și la villager, să luăm și pe villagerul ăla. Mamă, băi și fete, trebuie să salvăm și pe omul ăla. Ăla ne-a avertizat, fraților. Mamă, deci asta înseamnă că Elena Crimson avea dreptate și n-am crezut-o. Nu știu unde e, nu pot să o ajut. Să zicem că suntem kit, da, pentru ceea ce ne-a făcut atunci. Dar hai să mergem rapid în village și să salvăm pe villagerul ăla, man. Mamă, o fi că villagerul e mort deja, bro. Mamă, trebuie neapărat să ne găsim un loc, fraților, unde să stăm. Holy shit, bro, nu e ok ce se întâmplă. Nu e deloc ok. Villager, ești aici? Villager? Villager, ești aici? Mamă, băi și fete, nu cred că e aici. Mamă, cred că e deja mort, haideți, veniți după mine. Mamă, băi și fete, nu. Deci, aș vrea să o salvăm și pe Elena Crimson, dar cred că este complet imposibil. Haideți că ne-am luat lucrurile și va trebui, băi și fete, să găsim un loc unde să stăm peste noapte și un loc unde să ne... Cum îi spunem? Un loc unde să stăm de acum, fraților. Trebuie să ne abandonăm casa, mă, fraților, cât de rău îmi pare, bro. Și uitați-vă ce casă frumoasă am făcut și acum trebuie să o abandonăm. O să mergem în partea aia, nu prea departe, că na, va trebui să găsim un loc, bă, cred că în deșert ar fi mai bine. Să găsim acolo un loc în deșert și să ne stabilim acolo de acum. Bună dimineața, băie și fete, am dormit aici, nici mie nu-mi place Izabela, uitați-vă, fraților, de la casa aia frumoasă, deci casa aia cu atât de multe chestii mișto, ia uitați-vă unde am ajuns, acum s-a dus Răzvan în partea aia să caute niște lemn de Dark Oak ca să ne facem o nouă casă, dar nu mai am, bă, frate, energia să fac o nouă casă, nu putem să ne întoarcem înapoi? Poate erau doar halucinații de la lipsa somnului. Izabela, scumpă, crede-mă, chiar a sunat telefonul, chiar am auzit-o pe Momo și chiar am văzut-o de mai multe ori, odată la fereastra camerei unde dormea Magdalena și odată la fereastra camerei unde dormeați voi. Dar nu știu, bă, frate, poate am putea să ne întoarcem, nu? Adică, până la urmă, Elena Crimson aia a spus că este doar o perioadă în care Momo vine pe aici, știi? Poate s-a terminat perioada, poate... Poate ieri seara a fost ultima zi din această perioadă. Că uitați-vă, bă, frate, ce ciudat arată, bă. Spaturi de-astea, bă, adică, bă, frate, chiar nu are sens să stăm aici. Deci mergem? Dormim în aer liber. Haideți să mergem să inspectăm puțin zona, să fim siguri că nu se află Momo pe acolo sau ceva. Haideți, veniți după mine. Mergem să inspectăm, dacă vine Momo, aici suntem direct morți. Pă, nu, se pare că n-am mai avut probleme pe aici, băi și fete. Nu știu dacă cumva probabil am ieșit din raza lui Momo, dar tot, băi și fete, mi este foarte greu să cred chestiile astea. Adică tot pare că simt eu că e ceva la mijloc, simt eu că e ceva putred la mijloc, bro, și că cineva încearcă să-și bată joc de noi. Așa că eu nu știu. Hai să vedem ce, adică ați văzut-o pe Momo, mamă, sper să nu ne fi distrus și nouă casa, fraților, adică lui a le-a distrus casa, 100% ne-a distrus-o și nouă, bro, că am și spus ca prostul, dacă Momo nu distruge casa, nu știu ce, 100% ne-a distrus-o și nouă, bro, unde e casa, ia să vedem, nici nu mai vedem, e distrusă, 100%, bă, nu, ok, nouă nu ne-a distrus casa, ciudat, bro. Chiar bine. Bă, cred că ne putem muta în ea aici, nebun. Adică, nu văd pe Momo pe acolo, fie vorba între noi, adică, fraților, de ce nu putem să stăm aici? Bă, e cineva acolo, bă, ia stați! Nu pot să cred! Voi vedeți ce văd și eu? Familia Crimson s-a mutat în casa noastră! Bă, frate! Asta înseamnă... Uite-l pe Cezar Crimson. Bă, fraților, cred că acum totul are sens. De fapt, ăștia ne-au întins o cursă.
Bă, frăților, ăștia de fapt ne-au frerii, probabil s-au deghizat ei în Momo sau ceva de genul. Probabil i-au distrus și casa lui Villager. Asta doar ca să ne facă să plecăm și să ne ia casa. Mamă, mișu, am crezut că s-a schimbat femeia. Bă, eram sigur, mamă, nu. Facem planul de atac, ce facem acum? Deci toată lumea să fie pregătită, îl așteptăm și pe Răzvan, mergem și omorâm pe fraierii ăștia. Știu de Răzvan dacă s-a pierdut, nu s-a pierdut, 100%, o să vină el. Nu stați, Magdalena, ce să stăm? Tu nu vezi că ăștia sunt niște nenorociți? Uite că ăla râde acolo. Bă, e clar că au făcut așa doar ca să ne fure casa, ne-au fraierit cu Momo, a fost un apel farsă. Da, știu, nici mie nu-mi place de ei. Dar hai să-i speriem și noi. Cum adică, Magdalena, să-i speriem? Cum au făcut ei cu noi? Adică să-i facem și pe ei să plece din casa noastră? Bă, ar fi destul de amuzant, fie vorba între noi, să-i văd pe fraierii ăștia cum fac pipi pe ei de frică. Ce mișto e emisiunea asta. Mișto emisiune pe televizorul meu. Nu știu, Magdalena, ai dreptate, dar trebuie să ne gândim. Deci chiar mi-ar face plăcere să-i văd pe ăștia cum suferă. Dar trebuie să ne gândim la ceva, face. Trebuie să ne gândim la oare cum am putea să-i speriem și noi, să le întoarcem cu aceeași monedă, să le facem și noi aceeași farsă, nu? Chiar nu știu, băi și fete. Oare ar trebui să ne costumăm și noi în Momo, să le facem și noi un prank call? Să-i sunăm așa cu număr fals sau ceva de genul? Ia uite-l poșarecul de Răzvan că a venit și el, hai să-i dau vestea, poate are el vreo idee bună sau ceva de genul. Răzvane, tată, ce s-a întâmplat? De ce pleci, bă, Răzvane? S-a întâmplat ceva? Ai făcut rost de lemn de Dark Oak. Ascultați-mă. De ce pleci, Răzvane? S-a întâmplat ceva? Am găsit lemn. Și plângi de fericire? Sau de ce? Adică, credeam că n-ai găsit, că de-aia plângeai. Ești fericit că ai găsit lemn? Stai, ești tată, e bine, bravo ție. Dar e un pădurar acolo care nu mă lasă să-l tai. Spune că e pădurea lui. Da, destul de nașpa, fie vorba între noi. Răzvane, eu zic că n-ai ce să faci. Dar fie de Răzvane, hai să-ți dau o veste care o să te lase cu gura căscată. De fapt, Răzvane, tu nu ai văzut-o pe Momo la geam. Nu, crede-mă. Și de fapt, Momo nu există. Tocmai acum am fost cu Izabela și cu Magdalena la casa noastră. Nu, stai puțin. Și știi cine este la casa noastră? Cine s-a mutat în casa noastră? Nu. Familia Crimson, Răzvane. A fost totul o farsă pusă la cap de fraierie. Acum totul se leagă. Ei, de fapt, s-au costumat în Momo, i-au distrus casa lui Villager și toate chestiile astea, da. Și eu am zis, bă, hai să mergem să-i dăm afară și să-i omorăm. Însă Magdalena, mama ta, a venit cu o idee mai bună și a spus, cică, să le facem și noi o farsă, să îi facem să se sperie și să plece de acolo. Bă, și stau să mă gândesc cum am putea să facem chestia asta. Adică, da, putem să le facem un prank call. Am o idee foarte bună. Ai tu o idee cum am putea să le facem chestia asta? Nu știu ce să zic, bă, Răzvane. Hai să ne luăm costume de Momo și să îi speriem. O idee foarte bună, dar întrebarea mea e de unde, Doamne iartă-mă, facem rost de costume de Momo? Am rezolvare și la asta. Eu spun șoarici. Cum adică ai rezolvare și la asta? Stai, de unde știi tu de unde putem să facem noi rost de costume de Momo? Adică nu știu dacă... Asta e domeniul tău. L-am auzit pe pădurarul ăla vorbind despre ceva croitor care face costume. Băi, ești nebun? Păi și de ce vorbea pădurarul despre croitor? Care e un dușman de-a lui, cică. Deci probabil nu o lasă să taie lemnul din pădure. Păi bă, hai să mergem la pădurarul ăsta și să-l întrebăm. Unde era pădurea asta ta? Da. În partea aia, haide să mergem, dragilor. Mamă, bă, și vede, bă, ar fi perfect. Mamă, deci fiți atenți. De fapt, cred că am face așa, deci fiți atenți ce plan îmi vine în minte. A cineva dintre noi să fie Momo, cineva să fie un villager și cineva să sune, bro, voi vă dați seama. Gen, cred că eu o să sun și o să fiu și villager, o să sun, dar vedeți că o să vină Momo. Aia o să se sperie, o să zică că mamă, cei, că nu-i nicio treabă, că ei o să-și dea seama că, bă, Momo nu există, că noi am inventat de fapt totul. Și după, voi și fete, mă duc eu, da? Eu o să fiu villager. O să le zic, bă, vedeți că vine villagerul, nu știu ce... Și vine Momo și după cineva din familie se transformă în Momo, se deghizează, nu se transformă, și bam, vine și sperie pe fraier. Mamă, ce față să facă, ce o să se sperie, ești nebun? Mamă, chiar există
o pădure aici. Dar unde e pădurarul? Ah, eu uită-l acolo. Hai să vedem care e treaba. Pădurarule, stai și tu două secunde. Ce faci, omule? Salut. Auzi, ce căutați aici pe proprietatea mea privată? Stai, băi, stai miștit. N-am venit să stăiem lemnele, stai miștit. Am venit să te întrebăm în legătură cu o chestie. Bă, nu mai fi tare în gură. Băi, Răzvane, vezi că erai acolo, plângeai când l-ai văzut pe băiatul ăsta. Eu zis să mai fi tot tare în gură. Fiul meu v-a auzit vorbind despre ceva croitor. Am dreptate? Un băiat care face costume? Croitor? Da. Mi-a spus fiul meu, da. Despre ceva croitor. Dușmanul meu, dușmanul dumneavoastră. Fiți atent ce ofertă am pentru dumneavoastră. Deci fiți atent. Dacă mergem acum și îl răpim pe croitorul ăla, ne lăsați să tăiem lemne în pădure. Dacă vi-l răpim, toată viața, aia zic. Doar spuneți-ne unde îl găsim pe croitorul ăsta. Spuneți-ne unde îl găsim. Unde își face el veacul? În partea aia? În partea aia, deci trebuie să mergem în partea aia, păi da, acolo e apă, ce-i, pe vreo insulă sau ceva de genul? A? Nu mai ai glas? Veți găsi o insulă. Ok, mulțumim, pădurarule, hai că o să mergem. Mulțumim mult. Băi și fete, vă dați seama că l-am fraierit pe ăsta, nu o să-i facem nimic a croitorului, ba chiar avem nevoie de el. Bă, dar să nu ne fi fraierit, ia stai să ajungem acolo în partea aia. Credeți, băi și fete, că acolo chiar este un croitor? Mie să nu ne fi fraierit, și ce zic? Adică trebuie să găsim o insulă, nu? Pe lângă insula asta penibilă, unde se pare că nu se află niciun croitor și bănesc că ar trebui să aibă și un atelier sau ceva de genul, ar trebui acolo să fie. Dar nu-i nimica. Bă, ăsta ne-a fraierit, dar de cine ar fraieri, fratele, că e în interesul lui? Ia, veniți aici, guys. Hopa! Bă, fratele, nu-i nimica în față, ești nebun și-a bătut joc de noi. Bă, uite-ți, fac că nu-i nimica în față. Sau? Adică voi vedeți? Uite că e toată familia aici. Ce-ai spus, Răzvane? Ne-a luat la mișto. Dar n-ar avea sens. De ce ar face chestia asta? Că am zis că îl aducem pe ăla. Uite, acolo e o insulă. Poate acolo să fie. Dar nu cred. Ia vedeți, uite, acolo iară e o insulă micuță. Bă, unde-i croitorul ăsta? Bă, ăsta își bate joc de noi. Și-a bătut joc de noi pe bune? Uite că, bă, ia stați că de fapt, uite, e acolo o insulă, ești de bun? Poate nu și-a bătut joc de noi. Acolo chiar este o insulă, băi și fete. Da, nu cred că e acolo, bro. Practic e prea mare insula. Nu știu ce să zic. Bă, da, bă, ia vedeți, e o casă acolo. Păi ești de bun aia, poate e casa croitorului. Am ajuns, băi și fete. Bă, sper să fie casa croitorului. Mamă, dar e de ta mai casă, ești nebun? Oh my god, dragilor, aveți grijă, veniți încet, încet. Mamă, deci omul ăsta ne poate ajuta să le reîntoarcem farsa lui fraierii aia. Care au vrut să, adică, au reușit să ne dea afară din casă. Bună ziua! Îmi cer scuze dacă deranjez. Bună ziua! Dumneavoastră, cine sunteți, ce căutați la mine în casă? Deci, mamă, ce casă frumoasă aveți! Văd că este și o cabină de probă aici, mă întreb de ce. Domnule croitor, bună ziua, deci am venit cu o rugăminte la dumneavoastră, suntem o familie. Vă rog, nu-mi faceți rău, stați liniștit că nu o să vă facem rău. Ideea este că, uite, o să vă explicăm foarte simplu. Cineva ne-a fraierit și pentru că ne-a fraierit, am părăsit casa unde stăm. Iar acum noi vrem să-i fraierim pe oamenii care ne-au fraierit pe noi și să-i speriem și să-i facem să plece. Și pentru chestia asta am avea nevoie de două costume. Ne poți ajuta? Aș avea nevoie așa, de un costum cu creatura Momo și de un costum de villager. A? Stai puțin. Creatura Momo, da. Cine vrea să fie creatura Momo? Izabela, scumpă, vrei tu? Nu eu. Vrei tu să te deghizezi în creatura Momo, Izabela, să-i... Da, vă pot face rost. Ok. Vreau eu, perfect. Perfect, băi și fete. Mamă, voi vedeți cum arată locul ăsta. Atelierul croitorului, bă, frate, bă. Copile, nu umbla acolo. Băi, Răzvane, lasă-i lua omul ăsta că ne ajută. Haideți, vă rog eu. Îi puteți da fiicei mele costumul ca să îl îmbrace, să vedem care-i treaba? Mamă, aici e cabina de probă, let's go. Hopa, Izabela scumpă, ia vezi că ți l-a dat domnul. Du-te aici, Izabela scumpă, și schimbă-ți costumul. Du-te aici și fă-te Momo. Hai să vedem, tu scrii pe tablă,
Răzvane, las-o pe sora ta să se schimbe. Costum de Momo. Domnule croitor, aș mai vrea să vă întreb încă un lucru, dar vă rog eu să fiți sincer cu mine, da? Deci nu vă oblig să-mi răspundeți, vă înțeleg dacă v-ar fi frică sau ceva de genul, dar cumva a mai venit cineva la dumneavoastră zilele astea să ceară un costum de Momo? Cumva? Ia, gândiți-vă. Adică, bănuiesc că țineți evidența la cine vine la dumneavoastră să vă ia costume și chestii de genul, nu? Nu mai știu exact, nu cred, domnule. Hai să vă spun, ideea e că cineva ne-a fraierit pe noi cu aceste costume de Momo. Cineva și-a bătut joc de noi și ne-a făcut să ne speriem să plecăm din propria casă. Și când ne-am întors acolo, ce să vedeți, erau oameni care nu erau speriați de chestia asta, pentru că ei ne-au fraierit pe noi. Ah, și pe lângă acest, cum îi spune, pe lângă chestia asta, am mai vrea dacă... Izabela... Dă-ți armura jos, Izabela, scumpă! Mamă, e perfect! E perfect, băi, și fete, este Momo! Wow, e perfect! Fără armură, da, Izabela, scumpă, da, fără armură, pentru că nu trebuie să te observe. Ideea e că tu ești mai micuță, deci chiar dacă ți-ai pus costumul ăsta pe tine, nu ești ca Momo reală, dar nu contează, nu contează, e bine și așa cum ești. Dar ești prea mică pentru Momo, nu contează, nu contează că ăștia pe care îi fraierim noi nu îi duce așa de mult capul. Domnule, aveți un costum și de villager pentru mine, că aș vrea și eu să mă transform în villager. Credeți-mă că este foarte important, am avea nevoie ca să ne iasă planul. Stați să mă uit, vă rog eu, uitați-vă, mamă, perfect, Izabela, scumpă, poți să spui armura acum pe tine, let's go, băi și fete, Izabela este Momo, aveți? Nu spune, costum de villager, da, de villager normal. Da, am găsit, vă rog eu atunci, vă rog. Izabela, scumpă, dă-te așa. Ok, bun, puneți armura, Izabela. Haideți, băi și fete, să desfac aici costumul, băi și fete, și să mă transform și eu în villager, mamă, abia aștept. M-am deghizat, băi și fete. Wow, băi, ești bun, arăt fix ca un villager. Dragilor, ba-bam! Ia vedeți aici, sunt un villager, sunt un villager, e perfect. Ce costum, scoate armura, stați două secunde, ia uitați-vă aici, ia uitați-vă, băi, sunt un villager, fraților, domnule croitor, vă mulțumim foarte, foarte mult, să ne spuneți, vă rugăm, cât ne costă, eu semăr cu Momo, da, Izabela, da, să ne spuneți cât costă chestia asta și să știți că o să, păi și eu nu mă costumez nimica, nu, Răzvane, nu, stai niște că am eu un plan, o să vorbim acasă despre el, nu costă mult, o să vă plătim zilele viitoare doar o pată de sânge. Haideți să plecăm, haideți, hai să plecăm, Răzvan, lăsa, hai să plecăm. Zi frumoasă, ok, băi și fete, foarte ciudat băiatul ăsta. Dragilor, haideți să mergem acasă ca să vă povestesc mai exact care este planul. Deci, băi și fete, cu planul ăsta ar trebui să facem familia Crimson să plece de acolo 100%. 100% o să se sperie și o să plece. Bun, dragilor, acum că am ajuns acasă, haideți să vă zic mai exact care este planul. Izabela, Răzvan, veniți aici să vă zic care este planul. Deci, Magdalena, scumpo, în seara asta tu va trebui să stai aici și să ne păzești lucrurile, în cazul în care șoarecii ăștia se gândesc să facă vreo altă schemă. Iar noi trei, dragilor, vom trece la acțiune. Prima dată, Răzvane, te vei duce tu, fii atent, noaptea, da? Când e noaptea, te vei duce tu, vei bate la ei la ușă și le vei spune, bă, adevărul, le vei spune, ce? Că e Momo! Nu-i omori, nu. Le spui, ce? Că parcă era Momo, voi ce ați făcut? Și vom vedea dacă te mint, da? Și o să zică chestii că nu, că Momo nu știu ce, sau dacă o să zică adevărul și o să zică că te fraierezi sau ceva de genul. După ce vom observa, nu, stai, diseară, băi, diseară, stai. După ce vom observa ce au făcut ăștia, eu, băi și fete, o să pun mâna pe telefon, o să-i sun, o să încerc să le fac un prank call sau ceva de genul și vom vedea cum reacționează. Iar după mă voi duce eu în calitate de villager și o să le spun că trebuie să pleci de aici, că este Momo, vine nu știu ce. Ei, desigur că nu o să mă creadă, poate o să facă mișto de mine. Iar după, la final, Izabela, tu îți iei un cuțit și te duci acolo și îi speri. Uite că ți-a dat Răzvan și sperăm să se sperie. Și dacă o să se sperie, o să fie foarte, foarte amuzant. Diseară, băi și fete, începe operațiunea. Evacuăm familia Crimson din propria noastră casă. Adică e ceva ciudat, dar sperăm să funcționeze. Este miezul nopții, băi și fete, iar operațiunea noastră ca să-i dăm pe fraierii afară din casă începe chiar acum. Răzvane, tu ești primul, hai, du-te, du-te, let's go. Deci, băi și fete, Răzvan se va duce și va fi într-un fel panicat, va fi un fel confuz. De ce stați aici? Și hai să vedem ce vor zice ăștia. Izabela, scumpă, stai aici că eu o să mă duc la fereastră să văd care-i treaba. Ia vedeți, băi și fete, că vine Răzvan. Mamă, o să încerc să stau după...
după acvariul ăsta ca să nu mă vadă. Hopa! Ia vedeți, băi, și vede că e toată lumea aici. Hopa! Toată familia Crimson. Hopa! Îl lasă pe Răzvan înăuntru? Ce zice și de cu Răzvan? Bună seara! Hai că l-au lăsat înăuntru, fraților. Să vedem despre ce vorbesc. Da? E cam târziu. Bună seara! Ce căutați, ce căutați în casa noastră? Ce cauți tu aici? Hopa, se iau de el. Răzvan, hai, spune-le adevărul, tată. Spune-le de ce ai venit până la urmă. Ce căutați în casa noastră, a? A, vrei să zici casa noastră? Cum adică casa voastră? Băi, e casa noastră, cum adică? A? Mamă, nu era prin preajmă. Hopa, ia să vedem. I-o prins cu minciuna, a? Nu trebuia să fugim. E casa noastră, nu a voastră. Bă, frate, ce nesimțiți. Cum să fie, mă, casa voastră? Bă, fraților, ne ascundem de Momo. A, da, ia-ți luam, mă, casa, să vă ascundeți de Momo, da. Pleacă de aici, da, da. Se ascund de Momo. Păi și de ce nu ne lăsați și pe noi să ne ascundem? Da, corect. Am făcut vrăji să nu vină Momo. Da, mă, da, au făcut vrăji. Uite-te la ei. Bă, nu e loc pentru voi. Bă, ce ne simțiți? Lasă, băi, și fete, că o să vadă ei. Lasă că o să vadă ei. Nu e loc pentru voi. Uite, l-au dat pe Răzvan afară. Ps, Răzvane, Răzvane, hai aici. Mamă, ce ne simțiți! Mamă, ce ne simțiți! Auzi, casa lor! Casa lor! Eu urmez. Prima dată, stai să le las un mesaj vocal la telefon. Fii atent, o să le las prima dată un mesaj vocal. Trebuie să-mi modific cu puțin vocea, băi și fete, să pară că sunt Momo sau să pară că sunt altcineva. Stați! Stați! Bun, acum! Alo! Sunt Momo și o să vin după voi! O să vă omor, plecați de acolo. Bun, sper că a fost bine. Haideți că o să mă duc acolo sub formă de villager să văd care e treaba cu ei. Hai să vedem, băi și vede. Se pare că pe Răzvan l-au tratat cu indiferență. Hai că o să mă duc așa ca un villager panicat. Ajutor, vă rog, deschideți ușa, vă rog, deschideți, vă rog, îmi cer, domnule villager, ce faceți, pot intra înăuntru, am nevoie de ajutor, deci nu o să vă vine să credeți, însă eu locuiesc în village-ul de lângă și a venit Momo și a distrus tot village-ul, știți că Momo, na, merge pe aici în ultimul timp, Momo, ha, știm, e reală, da. Asta spun și eu, da? Eu vă recomand să plecați de aici. Nu e reală. Cum adică nu e reală? La ce vrei să... La ce te referi? Tocmai ce mi-a... Bă, taci... Cum adică taci? Mi-ascundeți ceva? Ce se întâmplă? Bă, și apropo, ia stați puțin, că acum îmi dau seama. Voi arătați cam suspect. Adică aici nu locuia altcineva? Nu locuia altă familie? Parcă erați patru. Adică, parcă era și un băiat pe nume Răzvan? Tu ești Cezar, tu nu ești Răzvan. Ce s-a întâmplat cu ceilalți? Nu locuia nicio familie. Ah, păi și care-i treaba cu Momo, a? Care-i treaba cu Momo? Noi suntem... Păi acolo scrie camera lui Răzvan și Izabela, cum adică? Voi sunteți Răzvan și Izabela, voi sunteți Betty și Cezar. E fals, cum adică e fals? Ce? Da, nu e adevărat. Păi, doamnă, spuneți-mi, care-i treaba cu Momo? Vrei să spuneți că, de fapt, nu Momo mi-a distrus mie casa? Că am văzut eu greșit? Sau care-i treaba? Văd că fetița asta parcă încearcă să ascundă ceva. Ciudat. Deci, vrei să-mi spuneți că, de fapt, Momo nu există? Hai că tu vrei să spui ceva. Tu ai spus ceva, dar văd că te-ai oprit. Ai zis că Momo nu există? Dar tu sigur ești villagerul? Da, sunt villagerul 100%, eu sunt, da. Haideți să-i zicem adevărul. Că ai niște ochelari frumoși. Da. Spuneți-mi adevărul, că vreau să știu și ce s-a întâmplat. Parcă te comporți diferit. Dar spuneți-mi adevărul despre Momo și despre astea. Hai, băiatule, că tu ai vrut să-mi zici. Villagere, Momo nu există. Noi doar am fraierit familia Iancu. Nici ce adevăr despre este o legendă. Am înțeles. Păi haideți că eu plec atunci. Haideți o seară frumoasă. Mamă, bă, băi și fete. Acum o să intre Izabela în acțiune. Izabela, scumpă, Izabela. Dă-i drumul. Hai, du-te, Izabela, scumpă, du-te. Ia să vedem, băi și fete, dacă se sperie fraierii. Izabela, scumpă, du-te. Du-te cu cuțitul. Bate-le la ușă. Ia să vedem, băi și fete, dacă o să iasă din casă fugind. Haide să vedem. Răzvan, vine aici. Ia să vedem.
Opa, opa, cineva de la ușă. Este chiar Momo. Hai, mamă, ia la Isabela. Mamă, ce se întâmplă? Să sunt paricați, cred. Mamă, pleacă. Mamă, bă, a fugit, a fugit. Șoarecu, a fugit. Mamă, trebuie, uite, a fugit și Lela. Au fugit toți. Let's go. Plecați, fraierilor, de aici. Let's go. Isabela, scumpă, unde ești? Unde? Mamă, Isabela s-a dus după ei, băi, și de ce? Doamne, iartă-mă, se întâmplă. Mamă, pe aici. Bă, că Isabela s-a dus după ei. Ce, Doamne, iartă-mă, se întâmplă? Băieți și fete, a fost într-adevăr o victorie, să spunem așa. A fost o victorie foarte, foarte bună. I-am arugat păște din casa noastră. Scrieți la comentarii, băieți și fete, dacă ar trebui ca data viitoare să scăpăm de tot de ei sau credeți că am putea să fim prieteni. Da, chiar, am putea să fim prieteni cu familia Crimson? Momo a devenit profesoara mea și a prietenilor mei. La facultatea noastră a apărut o nouă profesoară de matematică, însă această profesoară ascundea un secret oribil. Aceasta purta o mască creepy la ore și era foarte strictă cu elevii ei. Iar noi, fiind mai neastâmpărați, am enervat-o și în momentul ăla s-a transformat. Rămâi până la final ca să afli cum arată Momo profesoara. Este weekend, duminică să fiu mai specific, și este ora 7 dimineața. Cine, Doamne iartă-mă, îmi bate la ușă în weekend, duminica, la ora 7 dimineața? Bă, fraților, bă, și-am și vorbit cu prietenii mei să mă lase astăzi să dorm, că în ultimele 3-4 zile, nu știu de ce, dar nu am putut să dorm deloc. Am avut coșmaruri și cred că în 4 zile, cred că am dormit 10 ore adunat, adică 2, maxim 3 ore pe noapte. Doamne iartă-mă, bă, și le-am zis că aseară m-am simțit mai bine și că aș vrea să dorm mai mult și ce-i drept, aseară cred că m-am culcat pe la ora 11 noaptea și acum e 7 dimineața, deci asta înseamnă că am avut 8 ore de somn, dar tot îmi este foarte, foarte somn, pentru că zilele trecute nu le-am dormit. Cine e la ușă? Doamna Sânzi? Bă, ce? Doamne iartă-mă, n-am mai zis până acum de persoana asta. Bună dimineața, doamna Sânzi. Cine sunteți dumneavoastră? Îmi cer scuze și de ce mă treziți duminică la ora 7 dimineața? Am făcut vreo prostie? Că văd așa, ok, destul de îmbrăcată la costum, o fi că e vreo persoană oficială. Eu sunt doamna Sânzi. Așa, am observat. Și ce treabă aveți cu mine? Sunt administratoarea facultății și a căminului. Aoleu, am făcut vreo prostie? Îmi cer minte scuze dacă am făcut vreo prostie. Dumneavoastră sunteți studentul Marius? Da, eu sunt. Dacă am făcut vreo prostie, îmi cer minte scuze. Adică, vă spun, în ultimele zile chiar n-am făcut nimic. M-am simțit foarte prost, m-a durut capul, n-am putut să dorm noaptea. Nu sunt eu cel pe care îl căutați. În regulă. Ok, deci cred că nu e vorba de o prostie, că mi-ar fi spus până acum dacă era vorba de așa ceva. Și de ce ați venit la mine, doamna Sânzi, așa de dimineață? Adică, până la urmă, na. În următoarele 2 minute, te rog să-i trezești și pe toți ceilalți studenți. Poftim, adică eu să-i trezesc pe ceilalți studenți? Mai exact, pe Alex, Ovidiu, Tănase, Rafa și Amalia. Da, știu că sunt prietenii mei, suntem singurii studenți din cămin. Dar, și să vă prezentați tot jos. Dar, de ce? Trebuie neapărat să discutăm. Am făcut vreo prostie sau ceva de genul, doamna Sânzi? Adică am făcut vreo chestie? O să vorbim când suntem toți. Ok, am înțeles. Bun, păi na, dumneavoastră să vă duceți să ne așteptați jos, că eu o să-i... Dar dacă nu veniți, vă dau în judecată, what? Dar, mamă, bă, și vede, cine știe ce, doamne, arată m-am făcut? Sau poate doar zice așa să ne sperie. În fine, bun, sper că ne-am înțeles. Ne-am înțeles, doamna, sunt în 2 minute jos. Am înțeles, la revedere. Mamă, bă, băi și fete, ok, nu știu ce am făcut. O fi că am făcut vreo prostie sau ceva, dar cred că dacă era vorba de o prostie, ori venea cu poliția, ori ne spunea sau ceva de genul. Hai să-i trezesc pe toți ceilalți. O să o trezesc pe Amalia ultima, că e iubita mea și o las să doarmă mai mult. Bă, dar ia stai. Nu văd niciun nume pe aici, bă. De ce nu mai e nimeni aici? Alex, Tănase, Rafa, Ovidiu. Păi, fete, unde e toată lumea? Unde e toată lumea? Sunt jos la etaj?
La etajul ăsta? La etajul... Asta cred că e etajul 1. Nu. Alex, Tănase, Rafa, Ovidiu... Bă, băi, și fete, unde-i toată lumea? Pot să jur că una din camerele astea era alu Ovidiu, dacă nu mă înșel. Chiar aici, lângă terasă. Ok, destul de ciudat. Bă, fraților, aseară, v-am spus, pe la ora 11, când m-am culcat eu, că eram mor de somn, ei erau aici. Unde, Doamne, iartă-mă, s-au dus? O fi că au plecat de dimineață, s-au dus la muncă, dar nu că e duminică, bro. Știu că nu s-au dus la muncă. Hai că o să mă duc să o trezesc pe Amalia și să ne gândim cum o să facem asta, băi, știu, că dacă nu îi strângem pe toți, o să se supere doamna Sânzi pe noi. Dar unde sunt? Poate știe Amalia unde sunt. Ok. Amalia, Amalia iubita, trezirea. Amalia, trezește-te, îmi cer scuze dacă te-am panicat sau ceva de genul, însă avem o problemă destul de mare. Deci azi dimineața, Amalia, acum câteva minute, m-a trezit o doamnă pe care o cheamă doamna Sânzi și am înțeles că este administratora căminului și a facultății. Și s-a întâmplat ceva, nu, dar ne-a spus și că să trezesc pe toată lumea, să ne trezim toți și să mergem jos, că trebuie să vorbească ceva cu noi. Și am o problemă. Noi doi suntem singurii copii din cămin. Nu, ceilalți nu sunt. Știi cumva unde s-au dus? Singurii? Da, adică nici Alex, nici Tănase, nici Rafa, nici Ovidiu, nimeni nu e prezent la cămin. Adică mi se pare destul de ciudat. Aoleu, Amalia, știi ceva ce nu știu eu? Adică ar trebui să ne îngrijorăm pentru că ăia nu sunt aici, mamă, și ne așteaptă aia jos. Uitați acolo că ne așteaptă, mamă, băi și fete. Știi cumva dacă au mai venit acasă aseară? Nu, Amalia, eu de la ora 11 am dormit un... Până acum la 7, cum adică dacă mai venit acasă aseară? Adică au plecat undeva noaptea? Sau care-i treaba? Ce s-a întâmplat cu ei? Mamă, băi și fete, eu nu știam chestia asta. Nu știam că s-a întâmplat ceva cu Alex Tănase, Ovidiu și Rafa. Păi fii atent. Mamă, după ce te-ai culcat tu... Mamă, deci după ce m-am culcat eu, ăștia au făcut o prostie. Adică ceva normal. Tănase a venit cu o idee genială. Ok, caracteristic lui. Și care era ideea asta genială? A zis să mergem toți în cimitirul orașului. Adică... De ce? Pentru că el a văzut la știre că este o femeie care se plimbă noaptea pe acolo. Ok, deci să mergem... Și dacă o enervezi, te atacă. Deci... Tănase a venit cu ideea să mergem în cimitir și să încercăm un mit horror că ne bate o femeie care se plimbă noaptea prin cimitir. Bă, uitați-vă, băi și fete, unde ajung unii oameni de lipsă de ocupație. Unii ar spune că ar fi chiar Momo. Alții că ar fi un pacient scăpat de la spitalul de nebuni. Mamă. Da, ok, și ei s-au dus să vadă chestia asta, adică, și tu te-ai dus cu ei și s-au dus toți în afară de mine, eu am rămas aici. Mamă, și s-au dus aseară și văd că n-au mai venit. Bă, băi și fete, eu sunt aproape sigur că mitul ăsta e, adică că nu există creaturile astea, că e o prostie, dar totuși e ciudat că n-au mai venit, deși nu știe ce s-a întâmplat. Amalia, iubito, cred că în cazul ăsta singura noastră variantă, pentru că femeia asta m-a amenințat că ne dă în judecată, adică o fi că am făcut vreo prostie și dacă nu facem ceva, probabil o să ne dea afară de la cămin și de la facultate. Așa că eu zic, hai să mergem jos, să ne rugăm de ea să ne lase încă câteva minute ca să... Nu știu, să vorbim cu... Să-i găsim pe ăștia, să mergem la cimitir, poate îi găsim acolo. Și să ne mai lase puțin timp și după să ne spună ce are de spus. Că ea tot zice că bă, nu știu ce, trebuie să vorbim toți. Adică mi se pare ciudat, hai Amalia, grăbește-te, te rog. Ok, hai să vedem care-i treaba, băi și fete. Și ce treabă are doamna Sânzi cu noi mai exact. Haide, Amalia. Ok, unde-i doamna Sânzi? Ah, văd că e aici. Doamna Sânzi, bună dimineața, ea este doar doi, nu, deci avem o mică mare problemă. Ceilalți aseară s-au dus în oraș și nu s-au mai întors și credem că sunt pe undeva, adică noi putem să ne ducem să-i luăm, ne mai lăsați 5 minuțele, hai 10, hai 15 minuțele să mergem prin oraș și să ne aducem colegii, că a spus că trebuie să fim toți, îi găsim pe toți și îi aducem aici. Prea mult 15. Haideți, vă rugăm că nici măcar nu știm unde sunt și trebuie să-i căutăm în tot orașul, că s-au dus și ei să se distreze. În 10 minute maxim sunteți înapoi toți.
Ok, o să încercăm. Sau sunteți la poliție. Mama, hai, Amalia, hai, ok. Băi, și fete, fie vorba între noi, cred că doamna Sânzi asta blafează. Adică, dacă stau să mă gândesc, nu există vreun lucru pe care să-l fi făcut noi în ultimul timp care să implice poliția, dat-o în judecată, deci probabil blafează. Dar sunt curios, gen, ce vrea de la noi? De ce ne adună pe toți, știi? E clar că nu am făcut nicio prostie, că dacă e o prostie atât de mare care să implice poliția și dat-o în judecată, cred că ne-am fi adus aminte că nu suntem chiar atât de uituci. Deci aici în cimitir au venit amaliați, oameni, iartă-mă, bă, tănase cu ideile lui. Oameni, bă, băiatul are creierul cât o nucă, băi, o nucă e mare pe lângă creierul lui. Ok. Deci aici era o femeie care se plimba noaptea. Bun, hai să ne uităm. Ar trebui să fie pe aici. Bă, poate, cine știe, i-au prins ploaia și s-au băgat în biserică și au adormit aici, cine știe. Ok, se pare că... se pare că nu. Așa, ce e aici? Nu vreau să mă duc acolo jos. Văd că nu e nimica. Acolo mi se pare că e un lucru ciudat. Nu sunt aici, Amalia. Doamne iartă-mă, ia stai să ne uităm pe lângă cimitir, că știu că e o cărare, poate sunt undeva pe aici. Bă, unde s-au dus, bă, copiii ăștia, bă, bă, tănasiri, bă, totdeauna mare e niște idei de-astea revoluționare să facă o prostie și uite că de fiecare dată iese. Ia, drumul ăsta duce undeva? Ia că sunt foarte curios, hai mă, să vedem. Deci poate drumul ăsta duce undeva, băi și fete, cine știe. Ar fi foarte, foarte bine, ok. Se pare că... A, nu, cred că e un drum care e pur și simplu în jurul... Hopa, văd ceva acolo. Bă! Bă, ăla-i Rafa! Amalia, este că-l văd pe Rafa, pe jos. Bă, ce, Doamne, iartă-mă, se întâmplă, fraților. Mamă, m-am trezit acum 10 minute și sunt bulversat rău de tot. Rafa, Rafa, trezește-te, bă, Rafa, ești bine? Rafa? Mamă, Rafa! Bă, ești bine, bă, frate, ce faci? Ce, Doamne, iartă-mă, faci aici? Bă, cine sunteți? Hai că cine suntem? Suntem noi, Marius și Amalia. Bă, Rafa, ce faci, Marius? Lasă-mă pe mine, ce faci tu? Unde sunt ceilalți? Mi-a spus Amalia că ați venit aici să faceți nu știu ce prostie. Unde sunt ceilalți? Pe noi ne întrebi. Gen, tu ai venit noapte aici în cimitir, mi-a spus Amalia cu ceva mit să căutați o femeie, nu știu ce. Ați găsit-o? Unde sunt ceilalți, bro? Adică sunt în siguranță? Care-i treaba? Unde sunt ceilalți, Rafa? Că știu că ați venit aici. Și, Doamne iartă-mă, s-a întâmplat. Da, păi am venit toți aici. Ok, și ceilalți unde s-au dus? Ce, Doamne iartă-mă. Și la un moment dat, așa, ok, s-au auzit niște țipete din cimitir, s-au auzit niște țipete și am văzut-o pe Momo. Nu știu ce să zic. Așa. Și după nu mai știu nimica. Cum adică nu mai știu nimica? Păi și cum ai ajuns să dormi aici pe lângă cimitir? Cum ai ajuns în situația asta? Cum adică nu mai știu nimica? Și cum ai ajuns aici? Ai fost teleportat? Ce, Doamne iartă-mă? Nu mai știu absolut nimica. Bine, bă, Rafa, fii atent. Lasă că o să-i găsim noi și pe ceilalți. Mamă, dar mie să nu fi pățit ceva. Fii atent, Rafa, avem o problemă foarte, foarte mare. Azi dimineața a venit ceva doamnă, o cheamă doamna Sânzi, care s-a prezentat fiind administratoarea căminului și a facultății și ne-a zis că trebuie neapărat să vorbească cu noi toți și dacă nu vorbește cu noi toți, ne dă afară din cămin, ne dă afară de la facultate, cheamă poliția și nu știu ce, adică nu știu dacă am făcut noi vreo prostie sau ceva de genul. Deci zici că ăștia nu sunt pe aici? Ia stai să ne uităm, poate sunt și pe aici, bă, băi și fete, totuși. Dar nu pare. Hai să căutăm pe ceilalți. Bă, da, bă, dar a zis aia să venim rapid, în 10 minute deja se scurge timpul. Mamă. Bă, fiți atenți. Noi mergem acum, m-am gândit la o chestie, și spunem că au făcut toxinfecție alimentare și că sunt la spital și că nu avem ce să facem cu ei și trebuie să discute numai cu noi. Pentru că mi se pare foarte ciudat, băi, și vede că eu tot am întrebat-o, dar doamnă, spuneți, de ce vreți să ne adunăm toți? Ea a zis că ne spune doar dacă suntem toți. Acum, dacă îi băgăm vrăjeala asta că ăia sunt la spital, că îi doare burta, probabil trebuie să ne zică doar, mamă, și dacă ne zice, hai să mergem la spital sau prostii de astea, Doamne iartă-mă, bun. Haideți să mergem. Nu știu ce treabă are cu noi, ce vrea de la noi. Adică mi se pare destul de ciudat. Ia mai acolo sau a plecat? Hai că a plecat.
Na, deci, bă, Rafa, fii atent. Tu, gen, eu să te dau exemplu pe tine, că tu ai fost cu ei și că i-ai văzut cum am mâncat ceva stricat, prostii de genul, da? Ca să pară cât mai reală povestea, să ne creadă cu coana asta. Ok, hai să vedem. Sper să nu țipe pe noi. Bună ziua! Deci, doamna Sânzi, am venit aici cu prietenul nostru. Din păcate, ceilalți trei prieteni ai noștri nu pot să vină pentru că sunt la spital. Deci, o situație foarte, foarte oribilă. Doamna, sunt la spital. Adică, ei au fost aseară în oraș, au mâncat la un restaurant nașpa și ei au mâncat mâncare stricată. Mă luați la mișto? Nu, nu, nu vă luăm la mișto. Deci, doamna Sânzi, doar așteptați că ăștia o să iasă de spital zilele astea. Dar spuneți-ne nouă. V-am dat 3 șanse să fiți toți. 2, fie vorba între noi. Lasă că vedeți voi. Haideți, vă rugăm noi. Eu nu am mâncat, am văzut eu cum am mâncat. Deci uite, Rafa chiar i-a văzut cum am mâncat mâncare stricată și de-aia nu sunt aici. Dar spuneți-ne, vă rog eu, nu rămâne așa. Dar care-i treaba? De ce ne-a schimbat aici că pe bune suntem panicați? Adică abia ce ne-am trezit, e duminică dimineața, e nașpa. Ce s-a întâmplat? Vă rog să treceți cu vederea, corect. Spuneți-ne, vă rog, ce s-a întâmplat și dacă putem să facem ceva, că văd că dumneavoastră sunteți foarte supărată. Acum 2 luni, profesorul de mate de la facultate și-a dat demisia. Ok, cred că și proful de română la cum a scris la. Și căutăm altul nou. Și vreți să ne recrutați pe noi, doamna Sânzi? Nu suntem prea buni la matematică, fie vorba între noi, adică trebuia să știți de la început că despre asta e vorba, dar nu suntem prea buni la matematică, nu ne băgăm, cel puțin eu. Acum nu vorbesc pentru colegii mei, fiecare cu părerea lui, dar eu nu mă bag, nu vreau să fiu profesor de matematică, băi și fete. Și tocmai ce a venit o fată nouă în oraș, care este profesoară de matematică și vrea să predea la facultatea din Pixelton. Oh, ok, deci ați rezolvat problema. Și voi o să trebuiască să țineți un test cu ea. Păi stați, cum adică dar noi suntem elevi, cum adică să ținem un test cu ea? În general, doamna Sânzi, nu vreau să vă supăr, dar în general testele astea pentru profesori, nu trebuie să vină alți profesori, inspectori, ca să-i verifice. Adică voi dați test făcut de ea. Da, m-am prins, adică ea o să fie profesoara noastră și o să vedem cum e profesoara. Dar eu vă întreb, eu așa știu, adică... Și eu stau supraveghetor, da, m-am prins, dar asta nu trebuia să fie cu inspectorii, cu prostii de gen, adică să fie alți profesori, ba da. Păi și de ce nu e, adică dacă așa trebuia să fie, de ce nu e așa? Ok, băi și fete, bun, mamă, dacă e ceva mai grav, mamă că e simplu, o să stăm așa o oră la școală, la ora de matematică, nu murim noi de la ora de matematică. Dar el s-a organizat un test cu 3 profesori de la facultate și cu inspectori, însă toți au dispărut, nu mai știm nimica de ei. Gen, toți au dispărut când s-au dus să o testeze pe femeia asta? Ok, bun. Cum adică au dispărut? Adică gen, au plecat de la facultate, s-au supărat sau pur și simplu nu mai puteți să dați de ei? Adică și dacă îi suna și dacă asta... Haideți cu mine! Ok, haideți băi, Amalia, Rafa, hai mă, nu ne omoară pe noi o oră de matematică, am trecut noi prin mai multe, e mare chestie, băi și fete, o oră de matematică. Mare lucru, nu suntem atât de speriați. Ok... Până la urmă nici măcar nu contează ce notă luăm, că nu se pune că suntem în vacanță, adică chiar o să fie totul foarte chill, dar nu o să fim chiar atât de nesimțiți să nu facem nimica. Ok, haideți să vedem care-i treaba. Stați! Ce, s-a întâmplat ceva? Doamna Sânzi, am făcut vreo prostie? Înainte să intrăm... Mama, asta e cred că prima dată când intrăm în facultate, mă, am emoții, băi și vede, dar sunt entuziasmat. Ce vreți să ne spuneți, doamna Sânzi? Trebuie să precizez că doamna poartă o mască pe față. Poartă o mască pe față? De ce poartă profesoara o mască pe față? Să nu întrebați nimica legat de asta, că o să se nerveze foarte tare. Păi stai, o mască gen de asta, așa gen de răceală, sau o mască care acoperă toată fața? Ok, e ciudat. O să vedeți voi, doar să nu întrebați. Bine, mă, ok, foarte ciudată, fie, hai, mă, mare chestie, să nu întrebăm o chestie. Mamă, ce mișto e facultatea aia, vedeți, băi, unde am ajuns asta pentru toți profesorii care spuneau că nu, că nu o să ajuns la facultate, că o să rămâneți corigenți. Ia, vezi, care-i treaba. Mamă, ce mască are pe față, bă, ce, Doamne, iartă-mă, ok.
Bun, ia pozia. Bună ziua, dragilor! Bună ziua, doamna profesoară! Ciudată ideea, cu mască, dar în fine... bună ziua, cum sunteți? Foarte, foarte bine suntem elevii aici. Am înțeles la doamna Sânzi că o să dăm un test, că o să fiți profesoara noastră, așa. Prima dată vă voi aranja în bănci. Noi putem să stăm unii lângă alții, că suntem prieteni de atâta timp, nu avem nicio treabă. Nu. Ok. În colțuri diferite. Mamă, deci asta e ceva așa, băi, frică că copiem sau ceva de genul. Tu aici, eu aici, ok, bun. Mamă, și pe ăștia unde îi punem? Mamă, și uite, ne punem colțuri diferite, e frică că copiem sau ceva de genul. Tu vină cu mine. Mamă, Rafa, frățierul. Ok. Iar domnișoară, ok, băi, și fete, bun. Bă, destul de ciudată ideea cu mască, vedeți că are și niște coarne, așa, adică... Ciudată idee, să spunem așa, dar... Da, e bine, ce să spunem. Nu putem să spunem altceva. Așa. Foarte, foarte bine. Cum te cheamă, puștule? Numele meu este Mario și tocmai ce am venit aici în Pixelton. Care e materia ta preferată? Doamnă, să vă spun sincer, acum vă dați seama că aș putea să vă zic matematică, așa, însă materia mea preferată este istoria. Asta este materia mea preferată. Foarte frumos. Mulțumesc. Ok, bă, pare destul de treabă, doamna profesoară. Adică, cred că o să fie o oră... Pe tine, copilule, cum te cheamă? Cred că o să fie o oră chill, fraților. Bă, dar stau să mă gândesc oare ce s-a întâmplat cu Alex, Ovidiu și Tănase, man. Adică, Rafa mă cheamă, doamna, și materia ta preferată. Ok, deci ne întreabă pe fiecare cum ne cheamă și materia noastră preferată. Eu stau așa și mă gândesc la ce v-am spus. Oare ce s-a întâmplat cu aia 3? Sportul, ok? O alegere, Rafa-i dă la care zice că mi-e place sportul și are note bune la toate. Rafa-i învățat, n-am învățat nimic. Domnișoară, numele și materia preferată. Numele meu este Amalia. Doamna Sânzi, văd că doamna profesoară face o treabă bună, adică chiar eu zic să o las profesoară. Ciudată chestia asta cu masca, poate îi spune să o dea jos sau ceva de genul, că nu știu, e ciudată, adică se pare și ciudat să poarte profesorul masca. În fine, mă bucur pentru tine, bun. Doamna profesoară, ce facem astăzi? Deci, copii, da, spuneți care-i treaba. Prima dată vă voi pune niște întrebări de acomodare. Ok, întrebări de acomodare matematică. Doamna profesor a dat un examen ca să vedem aici. Simple! Adică o să fie o să fie floare la ureche. Prima dată tu, Marius. Spuneți-mi orice întrebare, doamna, dar doar lăsați-mă așa să-mi folosesc puțin creierul și vă dau răspunsul instant. Orice chestie, ia să vedem, băi și fete. Mamă, dar oare de ce poartă masca asta? Adică, deci, bă, tot mi se pare suspect. 18 plus 12 împărțit la 2. Doamne, e simplu, după ordinea operațiilor, 18 plus 6, 24. 24 este răspunsul. 24. Haideți, băi și fete, că e simplu. Let's go! Bravo, Marius, mulțumesc! Ia vedeți, doamna Sânzi, că mă pricep! Văd că doamna Sânzi stă foarte atentă la doamna profesoară. Vedeți? Știu ce fac. Nu trebuie să ne amenințați că ne dați în judecate și prăstii astea. 6x6 plus 25. Mamă, 36 plus 25. I-a dat greu lui Rafa. Ia să vedem dacă se descurcă. Ia să vedem. Bravo! Let's go! 61. Haideți, mă, fraților, mă, ce e asta? E simplu. Bravo, Rafael! Domnișoară, deci eu nu înțeleg, băi și fete, de ce ne-a pus în toate colțurile lumii dacă ne întreabă, adică nici măcar nu putem să copiem cum compiezi dacă te întreabă profesorul ceva. 8x5 plus 66, hai că e simplu, băi și fete. E 40 plus 66, vine 106, spune și Amalia. Let's go, toți am răspuns corect, doamna profesoară. Auziți? Am și așa întrebarea dumneavoastră. Dacă luați jobul ăsta, nu ne puneți la toți un 10 pentru întrebările astea, așa când o să înceapă materia, când o să înceapă toată lumea, zic că o să fie tare. Stai puțin, Marius, te rog. Ok. Doamnă, ia să spun și uite cum întreabă și pe doamna Sânzi. Stai că e... De ce nu plecați? Nu cred că poate să plece pentru că nu e ea gen, adică e supraveghetor, ea îi dă interviu pentru job, cum adică să plece. Opa. Pentru că trebuie să te evaluez. Adică, da, logic. Destul de logic fie vorba între noi. Nu ar trebui să plece, până la urmă. Ți-am spus să pleci acum. În momentul ăsta dispari. Ce-a puțin, bă, doamna profesoară?
Ți-am spus să taci, să-ți vezi de evaluare. Hopa. Bă, băi și fete, care-i treaba cu doamna profesoară? Bă, s-a enervat doamna profesoară, dar de ce? Stai puțin, bă, fraților, că n-are sens. De ce să plece? Eu nu-mi fac ora în aceste condiții. Păi, respectuos vorbind, nu ai ce căuta la mine în clasă. Păi, fraților, dacă nu-și face ora în condițiile astea, nu o să ia jobul ăsta. Ok, hai să vedem. Mamă, dar, băi, eu zic că nu face bine ce face, fraților, pentru că asta nu o să-i dea jobul. E clasa mea, că eu sunt administratoarea facultății. Administratoarea facultății, ok. Bă, eu zic că nu e bine ce face doamna profesor. Acum doamna Sânzi poate să se enerveze și să zică, bine, pleacă de aici. Stai. Ia hai afară! Hopa. O da afară, mamă, ok, că se duc să se certe. Bă, Rafa, mălea, bă, vă, nu vi se pare ciudată profesoara asta? Ce-a putut de așa nervoasă? Da, habar am, adică, ea așa se comportă frumos, bună ziua, dragi, eu știu ce, dar e masca aia pe față și acum a luat o razna așa deodată, adică totul era bine, totul era frumos și acum deodată, eu cred că o să plecăm de aici, bă, că, adică, e cea mai proastă idee, adică, femeia asta te evaluează, ea decide dacă primești jobul sau nu și tu te iei de aia și zici, bă, pleacă-mă de aici, nu știu ce, 100% nu o să-i dea jobul și o să plecăm, adică, și ea e nesimțită, dar nu înțeleg cu ce o deranja, băi, și vede că era femeia asta aici, nu zicea nimic, era în colțul ăsta. Adică chiar se comportă ciudat. Doamna profesoară, ce s-a întâmplat? Taci. Doamna profesoară, nu mai vine și doamna Sânzi să ne evalueze? Adică nu era ea evaluatoarea? Eu nu voi preda la orice elevi. Bă, doamna profesoară, ce s-a întâmplat cu doamna Sânzi? Vă rog eu. S-a întâmplat ceva? Lasă-mă să vorbesc. Ok, continuăm ora. Nici simțitul, ok, îmi cer scuze. Ok, continuăm ora, se pare. O zis că nu va preda la orice elevi. Eu predau doar la elevi inteligenți. Perfect, aia proști n-au fost găsiți să vină aici. Așa, am înțeles, predați doar la elevi inteligenți, așa. Așa că vă voi da un test la toți. O fi ca să aflăm cine este inteligent și cine este prost, am înțeles, bun. Nu știu dacă este o idee atât de bună, dar, na. Aveți caietele cu voi? Nu, doamna profesoară, dar din câte știu, cred că sunt acolo. Adică să ne dați, dumneavoastră să scriem. Ok, dar e ciudat, bă, fraților. Auziți, da, doamna Sânzi a plecat, adică v-a lăsat așa, pur și simplu, a plecat, am zis taci. Cine știe ce s-a întâmplat cu doamna Sânzi, fraților? Ok, hai să vedem care este testul. Sper că e bine, știi ce zic? Da, na, e bine, dacă și doamna profesoara asta ia jobul, nu știu ce să zic, la început era de treabă, dar acum n-aș vrea să fie profesora mea. Pregătiți? Da, doamna, spuneți-ne subiectele și după noi le rezolvăm. Scrieți primul exercițiu. Ok, spuneți. Prima dată, băi, și vede, schimb subiectele și după le rezolvăm. Sunt curios câte subiecte o să aibă testul ăsta. 15% din 250. Ok, e simplu. 15% din 250... Așa, următorul exercițiu, doamna, cred că toată lumea a scris. Exercițiul 2. Ok, asta e simplu, fraților, da? Îl facem într-o fracțiune de secundă, să spunem așa. Exercițiul 2 care e? Radical din 144 plus radical din 144, totul împărțit la 2, ok, simplu. Așa. Bun. Totul împărțit la 2, așa. Următor exercițiu, doamna. Haideți să facem o chestie, sunt simple, ești nebun. Poate e așa puțin nesimțită, dar e bine că nu de exerciții grele. Iar exercițiul 3, așa. Oh, deci exercițiul 3 cred că e ultimul, că s-a exprimat așa, iar exercițiul 3. Așa. Care-i treaba cu exercițiul 3, doamna? Hai să vedem. Adică din 144. Face-o primul, cred că e 10, ăsta îi vine 25.
275 plus 1236, 1236, totul înmulțit cu 3. Totul ori 3. Bun, simplu, simplu, doamna. Putem să ne punem, hopa, ia să, bună ziua, a venit cineva. Omul de zi, bă, afară! Bă, frățu, de ce e atât de nervoasă profesoara? De ce e atât de nervoasă? Cum adică afară? Te rog să pleci. Băi, cum să faci omul de serviciu să plece, bă, frate? Că el e aici să șteargă pe jos, să facă toate chestiile astea. Nu înțeleg de ce vrea ca toată lumea să plece de la ora ei. Mă calci pe nerv, Valea, n-am mai făcut curat aici de nu știu când. Mamă, ce l-a panicat pe ăsta. Ok, cred că o să-l dea și pe ăsta afară. Vă rog, hai pe hol să vorbim puțin. Ok, ciudat, băi și fete. Vorbește cu el. Bă, o profesoară destul de ciudată. Voi ce părere aveți? Mamă, ce s-a auzit, băi și fete, mamă? Bă, ăla a țipat, ești nebun? Bă, ați auzit și voi cum a țipat ăla? Ce, Doamne, iartă-mă. Ok, bă, e ciudată femeia asta, nu înțeleg. Nu știu, fraților, îmi dă așa un sentiment ciudat profesoara asta. Doamna profesor, auziți? Domnul de serviciu, e bine că l-am auzit cum a țipat sau ceva de genul. Adică l-am auzit așa că parcă era puțin panicat. Ai grijă de testul tău acolo. Ok, ne punem să facem testul? Ne punem să-l rezolvăm? Ok. Bă, băi și fete, ăla a țipat, bro, ce, Doamne, iartă-mă, i-a fi făcut asta. Da, începeți, haideți, bă, să începem. Bă, faci ok că o să am nevoie de ajutor la ultimul exercițiu, dar la primele e destul de ușor. Bă, dacă vreți să vă zic ceva la primul, să știți că e simplu, asta e să fac. Deci vine 12,5, 12,5 plus 25 vine 37,5, așa e la primul. Primul e 37,5. 37,5 e primul. 37. Fără șoșoteală, nicio șoșoteală, doamna, am ceva în gât. Bun, radical din 144 plus radical, ok, asta e simplu, e 12 plus 12, totul împărțit la 2, adică asta ar fi 12 plus 12 în paranteză, totul împărțit la 2, care vine 12. Bun, și la ultimul aici, băi și fete, ar fi un calcul mai complicat, să spunem așa, ar veni 275 plus 1236. Ce? Bă, 12. Mamă, bărafa, lasă așa. Gata. Dai și copilele odată, ok, bun. 275 plus 1236 la un simplu calcul matematic, băi și fete, 1511, cred că e rezultatul, asta să mă gândesc. Deci 275 plus, deci ar veni 265. Da, cred că asta este 1511 și 1511 ori 3 vine 4533. Cred că asta e rezultatul, dar asta să mă gândesc. Dar fi așa prea simplu, bro. Deci 12,5 plus 25 vine 37,5. 12 plus 12 împărțit la 2 vine 12. 275 plus 1236. Da, adică dacă acolo ar fi 65. Da, bun, 1511. Bă, Rafa, știi la ultimul? Cât ți-a dat la ultimul? Cât ți-a dat, da? Liniște în sala de clasă. Face așa, ori 3, da, bun, adică 4533. Mamă, băi și fete, nu știu ce are boală pe Amalia, că Amalia nu a spus nimic sau ceva de genul. Auziți? S-a mutat din bancă, am înțeles. Doamna profesoară, am și o întrebare înainte să vă dau testul. Ce s-a întâmplat cu doamna Sânzi? Că ar trebui să vină aici să vă evalueze, adică ea ne-a trezit de dimineață și ne-a zis că trebuie să venim să o ajutăm la o evaluare, adică nu înțeleg, nu a fost destul de respectoasă. Ok, și ce s-a, adică se întoarce înapoi, ce s-a întâmplat cu ea? Și oamenii de genul n-au ce căuta prin preajma mea la modul pe planetă.
Adică doamna Sânzi n-are ce căuta pe planetă. Ok, asta e destul de dusă cu capul. Bun, doamna, mai scrie o întrebare. Ce, eu să mai scriu încă o întrebare? Ok, bun, hai să vedem. Se pare că am enervat-o și ne mai dau o întrebare, bă, cât de grea să fie, fie vorba între noi. Așa, ia spuneți. Ce să mai scriem? Încă o dată asta nesimțită, să spunem așa. 8 top 8 2016 ori 10. Bun, asta e simplu. 8 top 8 plus 2016 vine 2904, cred. Da, 2904 ori 10, 29.040. 29.040. Doamna, eu am terminat. Am terminat asta. Cred că și colegii mei au terminat. Rafa Bănescu și tu ai... Hopa, cine e ăsta, bă? Profesor de geografie. Bună ziua, mă scuzești că vă deranjez. Hopa, cine e ăsta? Mamă, iar asta vine și se ia de el. Stai, ce vrei, omule, și tu? Stai, ce zice? Ați văzut-o pe soția mea din întâmplare? Este doamna de biologie. Ok, nu cred că a văzut-o, că asta e cam nou aici. Nu cred că prea știe persoanele pe aici. Ce, omule? Este doamna de biologie, mă scuzați. Mamă, dar de ce e așa de răutăcioasă, bro? Că nu înțeleg, pe bune. A fost desemnată la evaluarea unui profesor și de atunci n-am mai auzit de ea. Mamă, bă, fii că e din comisia aia de ieri care a dispărut. Știți că ne-a zis doamna Sânzi de ceva de genul. A, da, știu unde este soția ta. Hai cu mine. Cum adică știe unde este soție? Bă, cine-i regulă, bă, cu femeia asta? Bă, se comportă ciudat, rău de tot. Mamă, bă, și ăla a țipat. Bă, voi, ați auzit asta? Bă, de ce a țipat? Bă, frate, bă. Mamă, da. Băi, frate, nu știu, bă. Bă, voi ce ziceți? Să plecăm de aici? Adică mi se pare că nu e... Nu prea suntem la locul nostru, locul ăsta, băi. Adică... Tănase! Tănase, ce faci aici, bă, Tănase? Doamne, tu mă faci aici, bă? Bă, tu știi ce se întâmplă în momentul de față aici? Trebuie să plecați acum. Cum adică trebuie să plecăm acum? Bă, Tănase, vezi că suntem aici la o profesoară de-asta nebună. Dacă asta ajunge profesoară, suntem toți terminați. Știu mai bine decât voi, nu e profesoară. Cum adică nu e profesoară? Dar ce e? E Momo, a omorât aseară pe cineva. Așa o să vă facă și vouă. Cum adică, ea e Momo? Bă, Tănase, e o persoană normală, n-ai văzut și tu? Am văzut-o aseară în cimitir. Bă, Tănase, e o persoană normală. De ce crezi că poartă mască? Băi, ok, e o întrebare. Cred că de-aia are mască, da. Eu nu știu ce să zic. Bă, nici eu nu știu ce să zic, bă, Tănase, bă. Adică, ești tu sigur de chestia asta? Că de-aia face asta așa? Adică, poate sunteți paranoici. Bă, eu nu cred că e Momo. Bă, eu cred că e doar o profesoară nebună. Adică e o profesoară rea. Și era sânge și în baie aici la facultate. Sânge în baie? Ce, în baia de acolo? Nu ați văzut? Nu. Nici eu nu cred că e Momo, sincer să fiu. Bă, nu știu, haideți să vedeți. Bă, dacă stau să mă gândesc, băieți și fete, bă, și dacă e Momo și i-a omorât pe aia, dacă plecăm de... O să ne pierdem locul de la facultate. Bă, Tănase, fii atent, tu trebuie să fii 100% sigur că asta e Momo, pentru că dacă asta ajunge profesoara și noi acum plecăm de aici, bă, o să fie atât de supărată pe noi, nu mai trecem de anul întâi de la facultate, nici morți. Haideți la baie. Na, bă, dar stai, ea nu e pe hol sau ceva de genul. Hai să mergem, să vedem. A trecut pe lângă mine, nu e. Păi și era cu profesorul de geografie, că era acolo un profesor de geografie sau ceva. L-ai văzut și pe el? A? Era și el? Nu. Bă, unde dispar toți oamenii care au ceva de a face cu femeia asta? Bă, nu știu, mi se pare ciudat. Mamă, e acolo, mamă, e acolo. Nu, trase înapoi, înapoi. Înapoi că era acolo. Bă, era acolo. Bă, frățul, i-am văzut numele, era pe aici. I-am văzut numele prin asta. S-a teleportat. Bă, Tănase, nu știu, cred că ești paranoic. Asta e că poate să nu cumva să fie pe aici prin bibliotecă sau ceva de genul. Bă, era aici din ori, frățul, că am văzut-o. Ce, Doamne iartă-mă.
Ești nebun? Nu e. Stai, deci, stai, unde-i Tănase? Tănase, ai știi ce? Deci a zis, mie mi-e frică, haideți înapoi în clasă. Stai că a zis Tănase că e ceva în baie. Ia, ce în baie? Tănase, nu e nimica în baie, nu aici. Bă, chiar e sânge pe jos în baie, bro! Oh my god! Oh my god, e un cadavru pe jos în baie! Mamă, ce face? Bă, ești de bun, bă, asta într-adevăr e criminală! Nu, stați! Trebuie să plecăm, dar trebuie să plecăm tiptil, pentru că cine știe unde e. Bă, Tănase, fii atent, deci tu când ai venit aici, tu ai zis că ai văzut-o pe ea, dar sigur nu era cu un profesor de geografie sau ceva, cu un alt om sau ceva. Mă, înseamnă că l-au murit și pe ăla, bro, dacă nu era aici nebun. Ba da, păi n-a zis, cred că era cu cineva, păi zis din aur că nu era cu cineva. Restul unde sunt? Poate l-a omorât. Bă, ce Doamne, iartă-mă. Bă, și Alex și Ovidiu, unde sunt? Că ei văd că nu sunt cu tine. Sunt în pădure. În pădurea de lângă cimitir? Stau ascunși? Bă, așa de... le e prea frică și să iasă. Așa de paranoici sunt. Bă, poate e ceva în legătură cu profesoara asta. Poate și de-aia poartă mască pe față, bro. Bun, bă, fiți atenți. Eu zic, haideți să mergem. Bănesc că nimeni nu are telefonul la el. Haideți să mergem rapid la cămin, să ne luăm telefoanele și să sunăm neapărat la poliție. Hai să mergem, că știu eu unde am telefonul. Hai să mergem încet pe aici, mamă, să nu ne vadă nimeni. Bă, fraților, bă, asta într-adevăr e momo. Haide, Amalia, iubito, hai vino. Așa, bun. Haideți să mergem rapid, așa, încet, încet, la cămin. Mergem sus la mine în cameră, luăm telefonul și sunăm la poliție, băieți și fete. Bă, poate dai acum totul se leagă, băieți și fete. De spunea doamna Sânzi că o dispărut comisia care trebuia să o evalueze pe asta. Acum a dispărut și doamna Sânzi. Omul de serviciu unde e? Că nu mai era omul de serviciu. Unde e profesorul de geografie? Că nici profesorul de geografie nu mai era. Haideți, veniți după mine. Veniți rapid. Cum, bună ziua, cum ați ajuns aici, doamna profesoară, înapoi în clasă? Doamna profesor, bă, Tănase, nu e momo, mă, termină cu prostiile astea, că nu e momo. Bă, uite, nu cred că e momo, cred că e o criminală, pur și simplu așa. Amalia, dă-te, ok, haideți înapoi în clasă, ok, mergem încet, doamna, înapoi în clasă. Bă, uite, nu cred că e momo, cred că e pur și simplu o criminală. Să ne spuneți sincer, ați omorât-o pe doamna Sânzil? Ați omorât pe profesor de geografie înapoi în clasă? Ba da, e. Pe aici, haideți-mă pe aici. Stai. Mamă. Ce întrebare e asta? Păi, o întreb, mamă, câteți vrea? Înapoi în clasă, haideți-mă înapoi în clasă. Holy shit. Holy shit, fraților. Da, ia men, spunea doamna Sânzil că e ciudă, mamă, mai bine... mai bine nu-i răspundeam lui doamna Sânzi la început și nu se ajunge la chestia asta. Ok, haideți că mergem înapoi, doamna, stați liniștită. Haideți, stați pe bancă, hai fiecare în locul lui. Hai, toată lumea să fie la locurile lui. Tănase, nu cred că o să te lase să stai acolo. Stai să mă ușor la locul meu, băi și fete. Băiatul în roșu? Mamă, da. Tănase, cred că trebuie să te muți, după cum ți-am zis. Acum, hai, nu mai comenta că... Mamă, dar de ce are cuțitul ăsta în mână? Bă, băi și fete, eu nu cred că e momo, cred că e exagerare, adică... Na, dar totuși, stai la geamul ăsta. La geam? Mamă, la pedepsit, ești nebun? Da, acolo stai, am zis. Mamă. Doamna profesoară, și care-i treaba? Adică de ce ne-ați adus înapoi aici? Să știți că am terminat testele astea. Copiii, ne vom juca un joculeț. Un joculeț? Nu prea îmi sună bine. Joculețul ăsta, fie vorba între noi. Da, iuhu! Iuhu, ne vom juca un joculeț. O să vă dau o problemă de rezolvat. Ok, deci joculețul este de fapt un test la matematică. Dar aici intervine jocul. Cine nu rezolvă... ce se întâmplă? I se taie capul. Ha, 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 ha. Vă referiți că nu rezolvă corect? Adică sau gen, trebuie să rezolvăm corect sau putem doar să încercăm? Și da, adică trebuie să... corect... ok, bun, ne puteți da niște cărți noi, doamna, că pe astea deja am scris, vă rog, dacă puteți. Desigur, copilași, mamă, bă, ce ne facem, ești nebun, ce Doamne, iartă-mă, ne facem.
Vă mulțumesc, doamna. Un test și cine nu face corect se taie capul. Așa, ce doamne, iartă-mă. Ok, spuneți-ne care este problema de matematică, doamna profesoară. Spuneți-ne care e problema. Ca să știm să facem aici, să nu vă supărăm sau ceva de genul. Deci, scrieți acolo. Ok, ce să scriem, doamna? Hai să vedem, băi, vede cât de grea poate să fie. Trebuie să știm să o facem. Am știut până acum toate problemele pe care mi le-a dat fix asta, care e cu o miză destul de mare. Fie vorba între noi, fie fix asta, să noi știm. 17,58%. 17,58% din cât? Din 17,58% din 256.784. Ce, doamne, iartă-mă, e calculul ăsta, bă, băie și fete? Bă, haideți că o să încerc, fraților, să-l fac. Deci, stați, deci, calculul ăsta vine așa. Fiți atenți, cât e 1% din ăsta? Cred că 1% e 2567,84. Nu? Mamă, băi, e prea complicat. Ar trebui să fie așa, 17. Și stai, 1%. Mamă, băi, e prea complicat, fraților. Deci, ăsta ar fi, într-un fel, 1% ori 17, să fie 17%. Iar acum trebuie să aflăm cât e 0,58%. Mamă, stai, să se ia de Amalia, ce doamne iartă-mă. Amalia, stai capul de pe umeri. Mamă, bă, cine rugă cu femeia asta? Deci stați, băi, și vedeți să fac... Mamă, stai, 256,784. Așa, și vine... Deci... 256,784 ori 17. 1% cât ar veni din asta, fraților? A, ăsta e 1%. Și jumate ar veni... Mamă, dar cât vine jumate din așa ceva? Ar veni 256,784 împărțit la 2, care cât, doamne iartă-mă, e? Adică e 1283,97? Asta trebuie să fie... Asta ar trebui să fie, băși fete. A venit 2400. Da, cred că ăsta e 1283,97. Așa, și 8%. Se pare că nimeni nu știe, băiși fete. Nimeni. Lăsați că atunci, fraților, cred că o să dau eu așa un răspuns. Ia să mă gândesc așa. O să vedem dacă avem noroc sau nu. Poate are puțină milă de noi și o să ne dea dacă suntem apropiați. Hai că o să zic, deci 2667, așa, deci pe un 43.000, să spunem. 43.878,62. Eu zic că asta e, pentru că dacă să ne gândim cât e 20% din ăsta, 20% ar veni să fie undeva la 60 și ceva de... nu, stai, ar trebui să fie mai mult asta, să deci, zicem un 48.878 plus 62. Eu așa zic, nu? Că 20% e 256.000, ăsta e 63.000 sau ceva de genul. 63.000, da, nu-i bine nici așa, nu. 53.878 împărțit la... Nu. 56.878 împărțit la 62. Cred că ăsta este răspunsul corect, după părerea mea. Cred că ăsta e răspunsul corect. Acum nu știu, bă, ps, bă, vă cât v-a dat? Doamna, nu aveți un numai și o vă rugăm, ăsta e mult prea greu, da? Ps, Marius, Tănase, cât ți-a dat? Ia zic, cât ți-a dat? Ți-a dat ceva sau? Mi-a dat, Marius, știi, mi-a dat 56.878 împărțit la 72. 43.208827, rezultatul bun. Dar asta e, fie vorba între noi, n-o să mai iau,
N-o să mă iau după tine la matematică. Nu ești cel mai bun matematician pe care îl cunosc. O să-ți pice capul. Nu știu ce să zic, Tănase. Eu zic că nu e idee bună. Bă, hai să dăm așa, fraților. Hai să dăm așa și poate o să aibă milă de noi dacă suntem aproape. Scrie ca și mine. Bă, crede-mă că eu cred că rezultatul meu e mai aproape de adevăr decât rezultatul tău, fie vorba între noi. Cum vrei, oricum. Da, bă, hai să dăm așa și o să vedem care e treaba, să predăm lucrurile așa. Doamna, de ce purtați mască pe față? Mamă, bă, Tănase, nu trebuia să o întreb chestia asta, bă, Tănase! Mamă, dar el n-a fost băi și fete când a zis doamna Sânzi, când a zis doamna Sânzi că nu trebuia, mamă, ce ne facem? Doamna, vă rugăm să nu vă supărați, bă, Tănase! Spărți-și amul, Tănase! Vino pe aici, bă, veniți pe aici, fugiți și doamne, iartă-mă! Bă! Mamă, fugiți că vine după noi, mamă-i, mamă! Tănase pe aici, pe dreapta! Mamă, fraților! Mamă, deci bă, a avut dreptate, chiar era Momo. Veniți pe aici. Hai să încercăm să ne ascundem în spatele școlii alea sau ce-o fi. Haideți, veniți după mine. Mamă, bă, sper să nu ne prindă pe niciunul. Bă, ce doamne iartă-mă, e creatura aia, bă, veniți aici, hai, rapid. Amalia, Tănase, unde ești? Mamă, Tănase, fugi, că vine Momo după tine, bă, haideți să ne ascundem în școala asta, haideți în școală că poate scăpăm de ea. Ce doamne iartă-mă, școala asta este de ce școală general, ce-o fi, hai, mamă, Tănase, hai, bă, veniți aici, hai. Haideți aici, haideți toți în clasa asta. Închide ușa. Tănase, ce faci? Stai. Lasă-l, băi, închide ușa. Așa. Oh. Ok, e acolo, bro, dar fuge. Mamă, bă, ce doamne iartă-mă a fost asta. Holy shit. Bă, asta chiar era Momo. Bă, acum totul se leagă, băi, și fete, toate chestiile alea ciudate. Faptul că ei au fost dați dispăruți. Faptul că s-au întâmplat atât de multe lucruri. Oh my god, man. Prieteni, voi ce ziceți? Eu zic prima dată trebuie să mergem, da, asta v-am zis și eu. Prima dată trebuie să mergem după Alex și după Ovidiu. Voi ce ziceți? Să ne întoarcem la facultatea asta? Bă, nu știu, băi, și vede, mi-am dorit atât de mult să merg la facultate. Și uitați-vă că primul profesor cu care interacționez este chiar Momo. Nu știu, să ne întoarcem acolo sau nu?